Binecuvântați, preasfințite stăpâne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toatele împlinești, Fistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată închinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite stăpâne, binecuvântați! Noi este Dumnezeu, fac să-l faci, fac să-l divinilea întotdeauna, acum și cu urmea și în vecii vecilor. Amin! Cernici părinți, frați creștini, în primul rând vreau să mulțumesc celor care au organizat această conferință, pentru că era nevoie de o asemenea întrunire pentru a ne aminti de acele momente din istoria recentă, când luminați de Duhul Sfânt, preoții din acest spațiu au hotărât să se desprindă de mama lor vitregă și să revină la mama lor naturală, Patriarhia Română. Noi poate prea puțin înțelegem ce i-a costat, dacă putem spune așa, pe fiecare din cei care au decis să se desprindă de Patriarhia Rusă și să revină în sânul Patriarhiei Române. De fiecare dată când m-am gândit la acest moment, n-am putut să nu admir curajul lor, hotărârea lor de a face acest pas. În 92 eram la Iași, student, și imediat după ce s-a reactivat, noi am scris o scrisoare de aderare, de susținere, pe care au semnat-o majoritatea dintre colegii mei basarabeni care eram studenți la Iași. Așa a rânduit Bunul Dumnezeu ca ei să se hirotonească mai târziu în Mitropolia Basarabiei. Spuneam de curajul preoților, slujitorilor care au făcut acest pas. Și bineînțeles, trebuie să spunem că dacă nu era un ierarh, atunci această reactivare era mult mai anevoioasă. Și aici trebuie să menționăm hotărârea, curajul înalt preasfințitului Petru.
pentru că în jurul lui s-au adunat acel grup de câțiva preoți mai îndrăzneți, mai hotărâți și au declanșat într-un fel acest proces de reactivare Mitropoliei Basarabiei. Noi cei care suntem clerici înțelegem că nu este ușor să te desprinzi de o jurisdicție eclesiastică, să adere la alta, cu atât mai mult dacă ne imaginăm anul 1992, unde era puțin diferit de timpurile care le trăim astăzi. De aceea, cu admirație și cu respect, mă închin în fața celor care au avut curajul de a face acest pas. Noi, cu părere de rău, puțin vorbim despre acest eveniment. Noi, în general, puțin vorbim despre adevărul istoric în acest spațiu. Cu mințirea noastră și cu anumită timiditate ne joacă festa, dacă putem spune așa, pentru că observăm alții care nu au adevărul la rădăcină, ci mai mult ceea ce propagă este temeluit pe minciună, dar au în schimb mai mult curaj și sunt mai vocali în spațiu public și lumea îi ia drept cei drepți și cei canonici în acest spațiu. Nădăjduim că evenimentul de astăzi este un început, vor urma și altele, anul avem 25 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei și în general cred că între Mitropolia Basarabiei și istoricii din acest spațiu, din Republica Moldova, dar și cei de peste Prut, trebuie să existe o colaborare mai strânsă, pentru că știm că sunt specialiști în ale istoriei cu coloană verticală, care au curajul să vorbească adevărul și, bineînțeles, noi, Mitropolia Basarabiei, împreună cu acești mesageri, îi putem numi ai adevărului istoric, să conlucrăm pentru a duce adevărul la câte mai multe minți rătăcite. Doresc succes conferinței de astăzi și chiar dacă o parte din cei care au fost sau s-au anunțat că vor participa, lipsesc, nădăjduim că la celelalte conferințe vor fi prezenți. Doamne ajută și cred că ceea ce vom auzi noi astăzi ne vom folosi noi toți și ne va întări în demersul nostru, în curajul nostru de a propovădui adevărul în acest spațiu. Doamne ajută! Preasfinția voastră, domnule delegat al Ambasadei Române, preacucernici părinți, domnilor academicieni, doamnelor și domnilor, am făcut această conferință dinpreună, începând cu un gând care l-am primit de la unul dintre enoreașii parohiei noastre, de la Orhei, domnul Mihai Chișcă, care era consilier prin anii 90, pe lângă guvernul Republicii Moldova. Și dumnealui a avut în grijă de a ticlui o scrisoare în adresa Patriarhiei Române ca răspuns la un mesaj ce a venit din partea preafericitului părinte Teoctist. Deci iată o scrisoare care o am din anul 1993 și care spune în felul următor: mult stimate domnule președinte, alăturat vă înaintăm scrisoarea adresată de noi în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
domnului prim-ministrului Andrei Sanghel în legătură cu recunoașterea statutului de reactivare a Mitropoliei Basarabiei. Nădăjduind că veți acorda atenție binevoitoare cuprinsul acestei scrisori, vă exprimăm doriri de bine și binecuvântări de la Dumnezeu pentru toată lucrarea ce o depuneți pentru binele poporului român din Republica Moldova. Deci iată această scrisoare, sigur cu atașat, cu având atașată scrisoarea de plină, a venit în adresa, în adresa președinției Republicii Moldova spre înregistrarea Mitropoliei Basarabiei. Din păcate, domnul președinte de atunci, domnul Mircea Snegur, trimite către acest consilier, sau mai degrabă către mai sus numitul domnul Gorde, îi scrie în felul următor: rog să pregătiți proiectul răspunsului din care ar reuși că la etapa actuală noi considerăm cea mai oportună soluție independența, sine stătornicia de plină a Bisericii Ortodoxe Moldovenești. Iată și semnează Mircea Snegur la 24.05.1993. Iată, acest gând ne-a făcut ca să arătăm cu adevărat adevărul despre această Mitropolie Basarabiei, care este cu adevărat canonic în acest spațiu, și de aceea am ales reprezentativ anume acest lăcaș care a aparținut, iată, Mitropoliei Basarabiei, și nu ne-am dus ca să cercetăm adevărul pe la Academie de Știință, pe acolo pe unde alți reprezentanți ai cultului cred că vor găsi adeverire al canonicității în acest spațiu. Așadar, am invitat niște nume notorii ale istoriei în acest spațiu basarabean, care cunosc profund și îndeaproape aceste evenimente care s-au petrecut cu Biserica Ortodoxă Românească în spațiul Republicii Moldova, adică al Basarabiei. Despre cât de ușor putem avea acces la aceste note informative, la istoria adevărată care se află de multe ori în arhivă, ne va vorbi domnul Ion Varta, care este reprezentant al, este și director general al Arhivilor Naționale, și ne va vorbi despre oportunități pentru cercetare istoriei Mitropoliei Basarabiei. Domnul Ion Varta, vă rugăm. Preacucernici părinți, onorată audiență, suntem cu toții aici pentru a face un lucru important. Poate că este o acțiune de bun augur, sperăm din acest moment cercetările colegilor mei de breaslă să crească în intensitate, întrucât tematica pe care dorim astăzi să o evocăm cu toții în această reuniune frumoasă este una extrem de importantă pentru istoriografia românească. Din păcate, în perioada sovietică, se știe foarte bine, a fost instituit acel tabu și practic era imposibil să-i faci o investigație pertinentă în bază de documente de arhivă, dar lucrurile s-au ameliorat mult după 1991 și în prezent practic nu există niciun impediment pentru un cercetător. Poate fi demarată orice investigație de orice gen, atâta doar că este nevoie de puțină tenacitate și dorința de a face ceva util în beneficiul nostru al tuturora. Spuneam, nu există niciun impediment, chiar dacă poate cineva ar putea să facă referință la niște cărcoteli care mi s-au incriminat niște lucruri absolut gratuite, ca și că s-ar fi îngrădit accesul la documentele de arhivă, cele recent desecretizate. Nu este adevărat. Am emis un ordin la 14 ianuarie 2013 în calitatea mea de director general al Arhivilor Naționale și am pus în aplicare atunci modelul Stasi. Întrucât Republica Moldova este parte la o convenție europeană și avem și o lege euroconformă care într-un fel îngrădește accesul la documentele care reflectă niște pagini poate neplăcute pentru unii descendenți din familii care au avut printre ei și torționari și oameni care au făcut dilațiune și se protejează aceste date cu caracter personal, dar printr-un dialog foarte eficient și civilizat pe care l-am avut în debutul activității mele în funcție de director general, am reușit să identific
o variantă foarte bună pentru noi cercetătorii. Eram în dialog cu responsabilii din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și după vreo 4 runde de discuții, domniile lor au acceptat să aplicăm modelul german, întrucât ei insistau foarte mult ca numele celor care au făcut delațiune, numele torționarilor, să fie mascate în dosarele care vor fi oferite cercetătorilor în sală de studiu și în felul ăsta să-i protejăm pe descendenții din acești oameni care acum au o reputație absolut impecabilă și nu și-ar fi dorit ca numele lor să fie într-un fel denigrat de o asemenea manieră. Dar consideram că nu era o soluție bună și atunci, până la urmă, s-a acceptat acel compromis rezonabil. Deci orice cercetător, și lucrul ăsta îl știe orice istoric care a descins măcar o dată în sala de studiu al Arhivei Naționale, este chiar afișat pe perete acest ordin și se spune clar, semnez o declarație pe proprie răspundere și poți să accede la orice tip de document, orice tip de dosar, chiar și recent desecretizat, dar care n-a trecut pe o procedură arheografică. Din păcate, s-au întâmplat niște lucruri triste și ăsta este, de fapt, impedimentul cel mai mare pentru cercetare, dar noi am găsit și aici o soluție. Dosarele care trebuiau să fie preluate și le-am preluat parțial din custodia Ministerului de Interne, a Serviciului de Informații și Securitate, care a moștenit arhiva fostului KGB, dosarele Procuraturii Generale nu au trecut procedura arheografică, adică n-au fost ordonate, cum spunem noi arhiviștii, și din aceste considerente noi nu puteam să le preluăm, fiindcă ar fi fost o încălcare. Bine, a fost emis acel decret de către președintele interimar, domnul Mihai Ghimpu, în ianuarie 2010, prin care dosarele respective urmau să fie transmise Arhivei Naționale, numai că Arhiva Națională nu avea nici măcar 100 de dosare unde să le depoziteze, întrucât de la Hrușov încoace n-a fost construit niciun metru pătrat de spațiu de depozit pentru preluarea dosarelor păstrare permanentă. Știți foarte bine, Arhiva Națională, care este principala arhivă din toată rețeaua arhivistică a Republicii Moldova, este obligată anual să preia de la câteva mii până la peste 10.000 de dosare la păstrare permanentă, dar nu avem unde. Iată, în sfârșit s-a produs un eveniment mult așteptat de către noi arhiviști și probabil și de istoricii noștri. Săptămâna trecută, printr-o hotărâre de guvern, s-a acceptat transmiterea la balanța Serviciului de Stat de Arhivă a unui imobil care depășește ca suprafață de 3 ori suprafața depozitelor actuale ale Republicii Moldova. În felul ăsta vom putea prelua tot ceea ce nu s-a preluat de-a lungul câtorva decenii. Avem dosare din 1975 care nu au fost preluate. Dosare care fac parte din patrimoniul național, dar în virtutea faptului că nu erau aceste spații, ele zac în diferite depozite. Bine, o parte se păstrează în instituțiile surse de completare, cele care au fost lichidate. O bună parte a fost transmise ministerilor de resort, agențiilor naționale de resort, dar unele încă mai sunt acolo în acele instituții, întreprinderi care au fost lichidate și nimeni nu le poartă de grijă. Și la ora actuală ar putea să întâmple să constatăm, în momentul când le vom prelua la păstrare permanentă, să constatăm lipsa unora, dispariția, pierderea. Dar spuneam, suntem optimiști din acest moment, sperăm că poate într-un an, un an jumate să putem reanima acest imobil. Este un imobil vechi, dar este cu rezistență antiseismică admirabilă, o rezistență bună la greutate care trebuie să o suporte acest edificiu și sperăm că într-un an jumate să putem lichida această problemă. Revin la accesul la documentele secrete, deci nu desecretizate, chiar și documentele, dosarele neordonate, cum le spunem noi, adică nearhivate, care încă n-au avut parte de prelucrare arheografică, sunt oferite cercetătorilor în sală de studiu și există multiple exemple în acest sens. Cu riscul de a pierde ceva din aceste dosare, vă dați seama, ele n-au fost instituit pașaportul dosarului, nu s-a luat la evidență tot ce este în acel dosar, fiindcă sunt de regulă dosarele celor care au fost deportați, conțin și lucruri personale. Există un pliculeț unde se păstrează corespondența personală, fotografii, cruciulițe, dacă era un credincios și multe alte lucruri. Și bineînțeles că nu le putem oferi în sala de studiu fără să treacă această procedură arheografică. Dar în cazuri așa mai speciale se fac excepții, abaterii de la regula noastră arhivistică și le oferim cercetătorilor. Vreau să mă refer în două cuvinte la tematica necercetată, neelucidată în istoriografia noastră românească cu referire la Mitropolie Basarabia.
Biblie. Bineînțeles că acest calvar, această mare nedreptate, a debutat odată cu acel act nedrept, rășluirea teritorială din mai 1812 și a urmat acea decizie anticanonică a Sfântului Sinod și din acest moment începe acest martiraj al Bisericii noastre ortodoxe române din stânga Nistrului, Prutului și calvarul multor clerici inoriași. Prima reacție a fost și o reacție de fapt firească a reprezentanților bisericii noastre, a fost fuga din acest spațiu și există multiple dovezi documentare în arhiva noastră care atestă această plecare sporadică, haotică a multor reprezentanți ai cultului din acest spațiu. Dar sunt cazuri când s-a plecat cu o bună parte din veșmintele pe care le avea în dotare biserica. De pildă, din satul Toporu, preotul a luat cu el iconostasul și alte lucruri sfinte, obiecte sfinte. Și asemenea, mărturii sunt o sumedenie despre rezistența clerului ortodox român din Basarabia față de politicile de rusificare, de deznaționalizare. Există foarte multe mărturii și n-aș vrea să intru în detaliu, dar un singur exemplu ar fi aceste registre mitricale care au fost completate până la începutul anilor 80, chiar la începutul anilor 90, avem completate respectivele registre în limba română, cu toate că erau interdicție de a utiliza limba română. Și acest alfabet vechi, arhaic, românesc, cum îi spunem noi, paleografia moldovenească, persistă în aceste registre. Deci este o dovadă uimitoare, absolut admirabilă, aceste rezistențe frumoase românești față de politicile represive pe care le aplica Sfântul Sinod. Dar, de fapt, cea mai cumplită pagină și adevăratul că drama prin care a trecut biserica noastră în perioada respectivă, s-au publicat ceva documente, dar oricum subiectul nu este epuizat, dar vreau să mă refer foarte succint la perioada interbelică, perioadă extrem de benefică, când am revenit acasă și sub toate aspectele s-au produs lucruri absolut admirabile, dar iarăși cercetări serioase, pertinente, documente publicate, avem foarte puține, aproape că e o picătură mare, deci aici avem un ogor aproape nelucrat, deci urmează să deselenim acest spațiu uriaș și enorm prin publicarea unor volume de documente cu referire la schimbările benefice care s-au produs în perioada respectivă, prin evocarea unor personalități notorii, prin aducerea în circuitul științific a tuturor lucrurilor frumoase care s-au întâmplat în perioada respectivă. Spuneam, martiriul preoților noștri a continuat și în afara frontierilor de atunci geografice ale Basarabiei și fiind într-o vizită într-o delegație în Tatarstan, în Kazan, am depistat dosarul unuia din membrii Sfatului Țării, unul din cei mai importanți reprezentanți ai bisericii noastre străbune în perioada interbelică și până, de fapt, el deja a devenit un nume de referință, un nume sonor în perioada de până la unirea Basarabiei, reîntregirea Basarabiei cu România. Este vorba despre Alexandru Baltaga și acolo avem și mormântul lui. A fost foarte greu să obțin copia acestui dosar, de fapt nici nu mi-a oferit-o, dar tot îmi promis să mi-o trimită. În schimb, am reușit să obțin copiile a câtorva zeci de dosare și am depistat în acea arhivă a fostului NKVD din Republica Autonomă Tatarstan, peste 400 de cosângeni de ai noștri care zac acolo, au murit în închisoarea din Kazan și sunt înmormântați în cimitirul central din acest oraș și printre ei se regăsesc și preoți, dar cu siguranță că numărul este mai mare, întrucât eu i-am identificat doar după originea numelui. Mi-am dat seama că sunt români, întrucât numele era românesc, dar cu siguranță că printre cei care au numărul rusesc, s-o fi găsit încă vreo 102 de consângeni de ai noștri, bine, de concetățeni din perioada respectivă, care au avut același calvar, același drum din care nu s-au mai întors. Deci, prin urmare, noi istorici avem foarte mult de trudit pe acest ogor și eu vreau să îndemn pe colegii mei, că sunt mai mulți aici prezenți, să ne conjugăm eforturile și să venim cu contribuții serioase, pertinente, academice. În primul rând, cred că ar fi indicat să publicăm mai multe colecții de documente și aici ar putea să trudească colective întregi de istorici care trebuie să efectueze această muncă arheografică și publicarea unor asemenea colecții de documente ar fi
ar servi și un îndemn pentru alții, cei din generația mai tânără, cei care vin la facultate și își doresc o carieră academică, pentru ca să continue aceste investigații și în felul ăsta să completăm acest gol imens, uriaș, care s-a creat în cadrul istoriografiei noastre, cu referire la istoria bisericii noastre străbune. Eu vreau să vă urez succes în continuare, succes acestei conferințe și sperăm în scurt timp să ne reîntâlnim în cadrul unor asemenea reuniuni cu lansări de carte. Am înțeles că astăzi urmează să producă o lansare de carte și vreau să-l felicit pe autorul acestui proiect. Îl cunosc, vine, face această navetă la Chișinău și iată că ne bucură cu o publicație care sper să fie una înalt apreciată de colegii noștri de breaslă, dar este și un exemplu pentru noi demn de urmat și ar fi bine ca și noi să ne conjugăm eforturile și să facem această muncă extrem de benefică pentru noi toți. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim domnului director, este adevărat. Este adevărat, astăzi va fi și o lansare de carte a domnului Ștefan Plugaru, dar la această carte, după câte am înțeles, au lucrat mai mulți autori, printre care este și domnul Vlad Cubreacov și alții. Așadar, ne vom bucura de un volum. Domnul Ștefan Plugaru urmează a ajunge cât se poate de grabă, vine cu transportul public. Da, este adevărat că această perioadă interbelică a fost una de bun augur pentru Biserica Ortodoxă Română, una care a succedat acea perioadă de calvar dintre 1812-1918, prin care, așa zisul, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a avut o atitudine de expansiune și chiar de represiune la adresa Bisericii Ortodoxe Române, așadar, chiar prin esența cuvântului Sfântul, parcă cumva se îndepărtează de acest cuvânt care se numește Sfânt, pentru în virtutea îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos de a ne iubi aproape, dar și a canonilor bisericești. După această perioadă, sigur, rușii s-au retras prin Revoluția lor din 1917 și am avut posibilitatea noi, poporul român de aici, atât să înființăm această mitropolie a Basarabiei, care a adus propășire neamului și creștinilor de aici, din Basarabia. Însă a urmat o perioadă de calvar după această frumoasă perioadă. Este vorba despre începutul expansiunii Uniunii Sovietice, despre care ne va vorbi această expansiune a Uniunii Sovietice domnul Octavian Țicu, care este doctor în istorie, conferențiar universitar la Academia de Știință. Dânsul ne va vorbi despre primul an sub ocupație sovietică. Bună ziua și bine v-am găsit. Pe mine mă onorează foarte mult această prezență. Am să-l contrazic un pic pe Sergiu. Această prezentare nu este neapărat legată de cercetarea mea propriu-zisă. M-am aplecat asupra acestei tematici în contextul în care mă ocup în general de istoria sovietică și în mod special de contextul deportărilor, dar într-un mod și mai accentuat despre acest construct identitar moldovenesc care s-a produs între Prut și Nistru după 1940. Pentru că am scris și am vorbit de mai multe ori despre faptul că suntem o improvizație statală în care trăim într-o dimensiune de jumătate de măsură extrem de controversată și paradoxală. Doar să ne imaginăm în condițiile în care predăm în Republica Moldova istoria românilor de peste un sfert de secol, continuăm să fim diluați din punct de vedere identitar între a fi moldoveni sau români. La fel se întâmplă și cu limba, pe care o predăm în școli ca limba și literatura română și avem aceeași dihotomie la nivel identitar, inclusiv inserată în Constituția Republicii Moldova. Dincolo de asta, suntem ancorați într-un construct euroasiatic și continuăm să sperăm că vom fi cândva partea spațiului european și la nivel canonic, de asemenea, avem acest paradox al scinderii noastre între două mitropolii, care
în această bătălie care este la fel de importantă, cred eu, pentru noi toți, ca și bătălia istoricilor pentru câștigarea esenței noastre, recâștigarea esenței noastre românești, a ajuns să fim scindați atât din punct de vedere al bisericilor, cât și din punct de vedere a raportării la sărbătorile sfinte, care, așa cum știm, sunt atât pe stil vechi cât și pe stil nou. Și în această reflecție asupra scindării noastre identitare, care se referă și la aspectul bisericesc, m-am gândit să vă prezint într-o foarte scurtă retrospectivă lucrurile care s-au întâmplat în primul an de ocupație sovietică, care de fapt a prefigurat crearea unei identități moldoveniști, care în mare parte a corespuns acestor deziderate ale proiectului sovietic moldovenist și care în continuare persistă și are șanse de a fi reactivat în condițiile în care și din punct de vedere al raportării canonice are consistență. Din ce punct de vedere? Pentru că anul 1940-41 a fost o revărsare a proiectului inițiat de Uniunea Sovietică în 1924 în Republica Autonomă Sovietic-Socialistă Moldovenească, care a avut ca scop inițial cultivarea acestei distinctivități între moldoveni și români prin pedalarea acestui moldovenism. Dacă ar fi să vorbim din punct de vedere religios, atunci moldovenismul a fost un fel de religie a Partidului Comunist din Republica Sovietic-Socialistă Moldovenească și din Uniunea Sovietică, pentru că acest moldovenism a devenit cartea de acțiune în vederea acestei compartimentări din punct de vedere culturale, lingvistice, spirituale, antagoniste pornirilor românești și care, dincolo de aspectul de construcție identitară pe care l-a avut Uniunea Sovietică, a avut un aspect represiv inerent, pentru că construcția acestei identități pe care noi cu greu acum o înfruntăm, de fapt a avut în vedere atât un aspect formativ al acțiunii afirmative sovietice, cât și un aspect represiv legat de deportarea, arestări, execuții și antiromânism, care a constituit un aspect important al constructului de moldovenismul. Cu toate încercările și stereotipurile legate de trasarea unei linii de continuitate între perioada țaristă și cea sovietică, vreau să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa, pentru că, spre deosebire de perioada sovietică, în perioada țaristă, biserica a jucat un rol foarte important în rusificarea acestui context românesc în care ne aflam. Dar imaginați-vă că biserica în sine și mai ales apariția unei mase critice de preoți structurați în jurul seminarului teologic a permis ca ortodoxia să devină un câmp al bătăliei elitelor, să zicem, la nivelul clerului, în care de cei de origini românești care au putut să vorbească românește, au putut în această rivalitate să se impună pe fundalul faptului că exista un context permisiv și asta a permis ortodoxiei românești în ajunul Revoluției Ruse și a Războiului Întâi Mondial să se erigeze în unul din segmentele cele mai importante ale luptei pentru renaștere națională. Și acest context a făcut ca mulți dintre preoți s-au regăsit și în sfatul țării și au fost în linia întâi, inclusiv cei care au căzut pentru această cauză a renașterii naționale, dar tocmai acest context al rivalității a creat premizele apariției unui nucleu formativ important din rândul clerului, care cu regret, așa cum vom vedea, în perioada comunistă a fost dezarticulat și acest
pilon important al identității românești în Basarabia, alături de multe alte repere pe care se așeza identitatea românească în Basarabia, au fost anihilate tocmai din dorința de a da naștere acestui proiect moldovenist. Un alt aspect pe care, de care aș vrea să vorbesc și care de obicei este văzut stereotipic este legat de accentuarea părților dure ale penetrării de către regimul sovietic al bisericii. De obicei, așa cum vorbea și domnul Varta, noi accentuăm martirologia, rezistența, faptul că s-a arestat, s-au deportat, deci au fost omorâți sumar și așa mai departe. Dar în încercarea noastră a istoricilor de a vedea complexitatea problemei, am observat că există foarte multe segmente neacoperite care urmează încă a fi studiate și această bucată a iceberg-ului care stă sub ape urmează încă a fi cercetată. Mă refer în primul rând la această procedură de afiliere a Bisericii din Basarabia după 1940 la Biserica Ortodoxă Rusă. Pentru că aici s-au întâmplat chestiuni de complicitate evidente între regimul sovietic și Biserica Ortodoxă Rusă, care, contrar așteptărilor noastre legate de această solidaritate canonică, a beneficiat de suportul regimului comunist tocmai pentru a domina și a dezrădăcina esența românească. Numirea mitropolitului Alexie de Tula în septembrie 1940, pentru că, dacă observăm, regimul a avut o anumită marjă de toleranță față de biserică, în care clerul a încercat să se autoorganizeze în noile condiții pe care le impunea anexarea Basarabiei, dând dovadă și de o anumită solidaritate din acest punct de vedere, și tocmai această numire și încercările regimului sovietic de a prelua supremația din acest punct de vedere este un aspect foarte important care încă urmează a fi cercetat și asupra căruia urmează să ne pronunțăm. Doi, un lucru important care mi se pare de discutat din punct de vedere al trasării acestei perioade este opera demonizării bisericii în perioada sovietică și marginalizarea în general prin transformarea într-un rău, un lucru care, din punct de vedere al raportării, dincolo de retorica ateistă sovietică, pentru că, conform Constituției Sovietice, articolul 124, care separa biserica de stat și biserica de educație, acest lucru era o parte componentă care la nivelul politicilor sovietice a creat foarte multe probleme. Desigur, avem aspectul legat de deturnarea localurilor și problema terenurilor, proprietăților, secularizarea, naționalizarea, care, din punct de vedere al deciziilor sovietice, s-au conturat către septembrie anul 1940 și acest lucru, din punctul meu de vedere, urmează încă a fi studiat și urmează a fi documentat și din punct de vedere fotografic, pentru că aici există un câmp neacoperit care, din punctul meu de vedere, ar restabili o mare parte a feței acestei martirologii. În sfârșit, partea cea mai importantă, cred eu, legată de arestarea, execuția și deportările clerului, asupra căreia s-au axat în mare parte cercetările noastre a istoricilor legate de martirologie, într-un context general al martirologiei pe care l-am suferit după anul 1940-41. Ce vreau să accentuez în mare parte este sălbătăcia cu care regimul sovietic tocmai a încercat să dezarticuleze
această esență românească pe care nu o mai regăsim după 1944. Pentru a vă da câteva date importante, în anul 1940, la venirea sovieticilor, în Basarabia existau 1090 de biserici ortodoxe, 28 de mănăstiri, în care activau 1042 de preoți, 19 diaconi și 1099 de cântăreți. Deci la întoarcerea autorităților sovietice mai rămăseseră 526, altfel spus 526 erau documentar atestați, pentru că circa 100 dintre ei oricum fuseseră deportați și executați sumar înainte de asta, și într-o stare mai mult sau mai puțin funcțională erau 898 de biserici, dar această statistică, deci observăm circa 100 de biserici deturnate, multe dintre care, așa cum știm, și paraclisul Palatului Mitropolitan transformat în Palatul Pionierilor și mitropolia, sediul mitropoliei transformat în Casa Armatei Sovietice, mănăstirile, bisericile transformate în instrumente de uz sau clădiri administrative sovietice, de distracție sau case de odihnă. Nu sunt în măsură să dau prea mult citire lucrurilor pe care aș fi vrut să le vorbesc, pentru că veți avea o prezentare din partea doamnei Ludmila Tihonov, care cred eu că este cea mai abilitată în a vorbi despre felul în care au desfășurat autoritățile sovietice opera de deznaționalizare a bisericii ortodoxe române. Vreau să mă opresc la câteva cazuri cunoscute, care au fost și deja invocate, legate de execuții sumare. Pentru că citeam undeva că acolo în Împărăția Cerurilor există suflete care plutesc doar din cauza faptului că aici pe pământ nu li s-a rostit numele. Și preoți preoții Burjakovski sau Fotescu din Chișinău, croitorul din Ceadăr Lunga, preotul Mihei din Căușeni, 16 preoți executați în satul Volintir din Cetatea Albă, preotul Mina Țăruș din Orhei, Ilie Cornei din Clincăuți, Avacum Rusu din Bălți. Deci sunt nume ale oamenilor care pur și simplu au fost executați fără a fi măcar în măsură a avea parte de un proces de judecată, dacă în contextul sovietic acest lucru poate fi numit justiție. Această răzbunare a regimului sovietic față de biserică venea și din condițiile acestei teocrații, în care existența unei alternative spirituale și religioase era inadmisibilă. Iar pentru Uniunea Sovietică, ca o teocrație prin excelență care și-a creat în mod secular și laic un ritual aparte în care și-a creat proprii săi sfinți și așa mai departe, în ghilimele desigur, această bătălie a fost de extrem de importantă. Și cu toate încercarea regimului de a se proiecta într-o dimensiune de ateism, această complicitate pe care regimul a oferit-o Bisericii Ortodoxe în Rusie în controlul asupra spiritualității religioase și spirituale din Basarabia are un rol aparte. Pentru că unul din punctele importante, de asemenea cu o perspectivă asupra cercetării, este tocmai penetrarea Bisericii Ortodoxe de către structurile și serviciile secrete și de partid sovietice, racolarea preoților, comunizarea lor și punerea în serviciul statului sovietic tocmai pentru existența unei mâini ascunse, nevăzute a regimului asupra acestui aspect. Complexitatea problemei, desigur, necesită o cercetare aparte. Doamna Tihonova va face referire asupra
acestei probleme când deja are loc intrarea decisivă a regimului în problema bisericească, pentru că un an de zile aparent este o perioadă foarte scurtă pentru a face anumite concluzii. Dar lucrurile pe care vi le-am spus, eu cred că sunt relevante pentru a înțelege că, pe de o parte, regimul sovietic a încercat instrumentalizarea deci bisericii în vederea existenții unui control rus sovietic asupra acestei instituții. Pe de altă parte, la fel cum a procedat și în restul societății, în restul aspectelor legate de anexarea Basarabiei, s-a procedat la anihilarea memoriei istorice legate de românism, iar Biserica Ortodoxă Română și Mitropolia Basarabiei ca exponent al acestui românism a fost printre primele care era nevoie de a fi dezarticulate, tocmai din dorința de a crea un nou proiect identitar pe care îl vom vedea desfășurat după anul 1944. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, mulțumim din suflet domnului Octavian Țicu. Așadar, vorbind despre martirii Bisericii Ortodoxe Române, mulțumim frumos pentru prezența Ambasadei Române, vă mulțumim din tot sufletul. Vorbind despre martirii Bisericii Ortodoxe Române, este important ca Mitropolia Basarabiei să-și formeze o strategie în care aceste personalități, cum ar fi Alexandru Baltaga, Mina Țăruș și alți, mulți alții, să fie cunoscuți ca martiri ai Bisericii Ortodoxe Române, în condițiile în care au luptat nu neapărat împotriva unui regim, ci au luptat pentru promovarea spiritualității și a identității românești în acest spațiu. Asistăm, iată, din nefericire astăzi, la canonizarea unor persoane care au făcut exact ceea ce zicea mai înainte Octavian, adică compromis sau mai degrabă chiar de serviciu Bisericii Ortodoxe Române, în condițiile în care chiar ei înșiși au fost români. Vorbim aici despre cazul mitropolitului Bănulescu Bodonei, care era transilvanean și veniseră aici. Și iată, astăzi sunt promovați, sunt incluși în rândul sfinților de către alte confesiuni care zădărnicesc, sau mai degrabă zis, aduc un deserviciu istoriei și adevărului istoric al Bisericii Ortodoxe Române de aici, din acest spațiu. Mai departe, despre situația preoților, bisericii în spațiul basarabean, în continuitatea prezentării domnului Octavian Țicu, ne va vorbi doamna Ludmila Tihonov, doctor în istorie, profesor conferențiar universitar la Universitatea Liberă din Moldova. Doamna Tihonov. Presfințite, preacucernici părinți, distinsă audiență, o să încerc astăzi ca să vin în fața dumneavoastră cu o trecere în revistă a celor mai importante evenimente ce țin de calvarul Bisericii Ortodoxe Române în teritoriul dintre Nistru și Prut. Este adevărat că calvarul Bisericii Ortodoxe Române a început atunci în 1812, la prima ocupație rusească, când din 1813, de fapt, acest teritoriu tot de către ruși a fost numit așa Basarabia, pentru că până atunci numai sudul acestui teritoriu era numit așa, după care a urmat acel calvar din primul an de ocupație sovietică a Basarabiei, despre care ne-a vorbit colegul meu Octavian Țicu. Eu în continuare vreau să mă refer la ceea ce s-a întâmplat în acest teritoriu începând cu anul 1944, deci cu a doua ocupație comunistă de acum, pentru că de fapt ar fi a treia ocupație din partea Rusiei, și să fac referință la, sau eu am căutat întrebări la răspunsuri la întrebările de ce s-a întâmplat anume așa.
Aici am pus așa coperta cărții, monografiei mele, pentru că este o cercetare de vreo 5 ani de zile, care aveți și acel generic sugestiv, politica statului sovietic față de cultele din RSS moldovenească. Și cei care doresc ca să se aprofundeze în conținutul acesteia vor citi și vor afla lucrurile cei ce s-a întâmplat cu Biserica Ortodoxă Română din Basarabia. Dacă spuneam că am căutat răspuns la întrebările de ce s-a întâmplat ce aici s-a întâmplat, am punctat aici câteva momente, totuși. Care au fost cauzele politicii comuniste împotriva religiei? Deci, în primul rând, era invocat lupta de clasă, iar biserica, fiind considerată mare proprietar funciar, atunci era identificată ca dușman al poporului. Sigur că la bază a fost pusă învățătura marxist-leninistă și Karl Marx și Friedrich Engels, care spuneau în manifestul Partidului Comunist că printre elementele reacționare anticomuniste se află și Papa de la Roma. Deci, respectiv, toată religia și creștinismul este dușman al politicii comuniste. Iar Lenin, continuând aceste idei, spunea că religia este opiu pentru popor. Și, respectiv, la 23 ianuarie 1918, deci a fost adoptat și promulgat acel decret cu privire la separarea bisericii de stat și a școlii de biserică, care ulterior s-a regăsit și în Constituția statului și respectiv în toate teritoriile pe care ulterior le-a cucerit Uniunea Sovietică și respectiv teritoriile românești ocupate, a fost aplicat acest decret și articolul 124 din Constituție. De ce sau am punctat anumite momente, de ce împotriva Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia? Pentru că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia era considerată promotoarea românismului și pentru ca să distrugă această naționalitate de aici și tot ce este român, deci au înlocuit românismul cu moldovenismul. Și de altfel și atunci când și Basarabia, acest titlu a fost, acest nume asupra întregului teritoriu, tot pentru ca să ne deosebească de Moldova de dincolo de Prut. Și dat fiind faptul că Biserica Ortodoxă era promotoarea românismului, a conștiinței naționale, a istoriei și a limbii române și că era important focar de păstrare a culturii românești, a culturii naționale românești și a spiritualității românești, evident și efectiv trebuia să fie distrusă și lichidată. Printre politicile comuniste în teritoriile românești ocupate, deci erau lichidarea valorilor naționale și spirituale, de tot ce era legat de istoria română, de limba română, de slujbele religioase care se țineau în limba română, trebuiau să fie interzise. Deci lupta contra religiei și bisericii ortodoxe române, pentru că din momentul în care deci au venit, au distrus, au lichidat Mitropolia Basarabiei, pentru că probabil cu toții știm că Mitropolia Basarabiei a fost înființată în 1923 și legiferată prin acea lege cu privire la organizarea Bisericii Ortodoxe Române din 1925 și evident atunci în 1940 când au venit, au desființat această mitropolie și au ridicat-o la rangul sau au coborât-o la rangul de episcopie. Deci așa, după cum am spus, lichidarea valorilor naționale și spirituale, lupta contra religiei și Bisericii Ortodoxe Române și excluderea definitivă a religiei din societate prin interzicerea ca religia să fie predată în școli, prin interzicerea ca copiii să frecventeze biserica, prin interzicerea ca să se oficieze acele ritualuri religioase precum ar fi botezul, cununia sau elementarul lucru ca răposatul să fie petrecut în ultimul drum condus de preot. Cine a fost sau pe cine a vizat în primul și în primul rând această luptă antireligioasă din partea autorităților comuniste? Deci în primul rând a fost vizat clerul care pentru
sau îi se căutau, îi se invocau fel de fel, sau îi se incriminau fel de fel de încălcări pentru ca să fie excomunicat și să fie interzis ca să mai facă, să mai oficieze slujbe în parohia pe care o prezenta. Sigur că împotriva bisericilor care au fost închise și ulterior o să vorbesc despre ce argumente erau aduse pentru ca să fie închise bisericile, mănăstirile, evident, enoriașilor cărora li se interzicea ca să creadă în Dumnezeu și să meargă la Sfânta Biserică, după cum am menționat, școala, unde ateismul și educația ateistă era în capul mesei și, desigur, că pentru toate aceste acțiuni comuniste erau organizate o rețea de agenți secreți care chiar erau infiltrați în rândurile clerului, în rândurile bisericii și prin intermediul cărora aveau loc aceste acțiuni de intimidare a bisericii. Au fost constituite organe ale puterii de stat comuniste care se ocupau nemijlocit de această procedură de lichidare a bisericii ortodoxe, pentru că așa după cum ea a fost separată de stat, dar oricum a servit-o cumva pe Biserica Ortodoxă, creându-și anumite structuri și de stat, dar și în rândul bisericii, care colaborau cu autoritățile comuniste. Deci a fost creat Consiliul pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSSM, în unele surse am găsit 1944, în altele 1945, împuternicitul pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSSM, care se ocupa de informarea operativă a guvernului URSS privind starea cultelor, întocmirea buletinelor informative și despre frecvența bisericilor și lucrând în Arhiva Națională. Deci am depistat foarte multe din aceste rapoarte și în mod special împuterniciții aduceau cifre scăzute de frecventare a bisericii pentru ca să arate că aceste biserici nu sunt rentabile, lumea nu frecventează biserica și atunci ea nu are de ce ca să funcționeze. Și desigur că Consiliul de Ministri și al URSS și RSSM și Ministerul Securității de Stat al URSS și RSSM erau preocupați de problema Bisericii Ortodoxe. Îi aveți în față și pe acei oameni, funcționari de stat, împuterniciți pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSSM, care nemijlocit se ocupau și dădeau acele indicații de închis o biserică, de închis o mănăstire și realizau, într-un fel, transpunerea în viață a lichidării Bisericii Ortodoxe. Deci l-avem pe Desiatnikov, Pavel Omensky, Alexandru Olejnic, Tanasevski, Vikonski și Vichiku. Deci aici sunt și anii lor, perioada în care au activat ei în teritoriu. Deci avem și pe acei mitropoliți care într-o anumită perioadă de timp au fost în fruntea Bisericii Ortodoxe, care era deja supusă canonic Patriarhiei de la Moscova. Deci în 1940-1941 l-avem pe Alexei de Tula și de fapt toți sunt de origine fie ucraineană, fie de origine rusă. 1944-47 este Ieronim Zaharov. În 1947-48, Benedict Poliakov, citisem undeva, adică acesta a fost unicul care, probabil de aceea și fost foarte puțin timp, care a încercat cumva să salveze biserica. Și îl avem pe Nectarie Grigoriev, care, deci, în 1956 a fost ridicat de acum la rangul de arhiepiscop, pentru că a fost în 1956, adică creată din episcopie, în arhiepiscopie Chișinăului și a Moldovei. Despre acest Nectarie să vedem cine era el, pentru că de altfel era un agent secret, era un activist sau reprezentant al KGB-ului, al Comitetului Securității de Stat. Deci avem datele lui, fusese judecat la Moscova în baza articolului 58, făcuse așa o închisoare și a ispășit pedeapsa în unul din lagărele URSS și din 1949 a venit în fruntea bisericii și lui au aparținut și semnarea acelor două proiecte, istorice proiecte de închidere a mănăstirilor. Este vorba de primul proiect 1949 și cel de-al doilea proiect de închidere a mănăstirilor din 1959. Dacă vorbeam despre această agentură secretă care era infiltrată în rândul clerului și care urmau să
distrugă tot ce este românesc și să distrugă credința din sufletele oamenilor. Deci această rețea era alcătuită de 16 agenți pentru Biserica Ortodoxă de RSSM și, după cum v-am pomenit astăzi despre Nectarie, el purta acel nume codificat de Kazantsev. Un alt agent, Iuriev, era asistentul lui Nectarie și alții cu acele așa nume codificate, Voznesensky, Belli, undeva am găsit, cineva l-a tradus în albu, Nikitin, Floria, Grigoriev, Scurtu, care de fapt erau administratori de mănăstiri și de altfel atunci când se începea acea campanie de închidere a unei biserici sau unei mănăstiri, aceștia erau trimiși și închipuiți-vă dacă el este starețul mănăstirii și el vine cu ideea că această mănăstire trebuie să fie lichidată pentru că ea nu este rentabilă și nu face față lucrurilor. Iată, Belous și Vustean, am zis că au în calitate de preoți, au participat la închiderea mănăstirii Răciula și probabil cu toți cunoașteți acea rezistență care a fost depusă de oameni și de fapt cum a fost închisă mănăstirea Răciula și este unicul act probabil de rezistență activă unde oamenii s-au răsculat de la mic la mare. Vă vorbeam despre acele două proiecte de închidere a mănăstirilor, deci un prim proiect datează cu septembrie 1949, prin care urmau să fie deci, semnat acest document aprobat de către președintele Consiliului de Miniștri al RSSM Rud și de către împuternicitul Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM pentru RSSM, Pavel Romenski. Deci datele sunt luate din Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova. Deci, iată, mănăstirile care urmau să fie închise, este adevărat că nu toate au trecut atunci prin închidere, au ulterior, mănăstirea Căpriana, Hârjauca, Hâncu, mănăstirea Suruceni și mănăstirea Zloți și, de fapt, li se cereau comitetelor raionale de partid ce motive și învinuiri trebuiau să fie invocate pentru ca să fie închise aceste mănăstiri, pentru că folosesc munca năimită, pentru că sunt focare de boli infecțioase, pentru că nu știu ce daună mai aduc poporului. Și toate acestea, sigur că aveau loc sub egida strict secret, iar comitetele raionale de partid trebuiau mai departe să traducă în viață aceste lucruri. Și o a doua hotărâre, care am zis că datează cu anul 1959, este vorba de 5 iunie 1959, când în masă au fost închise mănăstirile, este vorba de 9 centre monastice și averea acestora a fost transmisă Ministerului, astăzi Educației, atunci Învățământului Public, se numea Ministerul Ocrotirii Sănătății, Ministerul Asigurărilor Sociale și transformate fie în sanatoriu, fie în școală internat pentru copii. De exemplu, iată, Mănăstirea Răciula urma chiriile măicuților să fie date sub apartamente, sub casă de locuit pentru învățătorii din sat. O parte a bisericii trebuia să fie transformată în școală, este cunoscută și acea epopeie cu băncile care de la școală se duceau la mănăstire, lumea nu dădea voie, băncile școlare erau duse înapoi, deci 9 zile și 9 nopți în Ureașe și-au apărat mănăstirea. Care erau acele argumente care erau aduse de către autoritățile comuniste pentru ca să fie lichidate bisericile. De exemplu, distanța mică dintre locașurile de cult. De exemplu, satul Peresecina, de unde vin eu. Două biserici atunci existau și au zis că cea care avea o vechime de peste 300 de ani trebuie să fie închisă. Mi-amintesc că când a venit Ion Druță în sat, era de acum prin 1990-91 și a zis că, oameni buni, eu vreau să văd biserica veche. Și primarul i-a fost rușine, a zis că da, nu funcționează. Păi bine, eu vreau să o văd. Și atunci când a intrat în biserică, cineva din vecini mai ținea încă cheile la el acasă, da, biserica încuiată, în ea într-adevăr nu s-a transformat nimic pentru că era chiar pe teritoriul cimitirului, dar vă dați seama că și pe fereastră și prin alte găuri se putea de intrat în interior. Deci când au deschis ușa din altar a ieșit un câine și atunci Ion Druță a zis că oameni buni, dar nu se poate, timpurile un pic s-au schimbat, într-adevăr un pic se schimbase timpurile pentru că e vorba de suveranitatea Republicii Moldova, de independența, dar era vorba și de, trebuia să se sărbătorească 1000 de ani de la creștinism, da, în Rusia și de la 1980 cam au început să mai permită să se autoritățile comuniste să mai
deschidă câte un locaj de cult. Deci, cum am zis, distanța mică dintre biserici era mică, nerentabilitatea acestora, pentru că ele nu se pot întreține, precum că Ienoreașii totuși nu frecventează bisericile și mai stupid, încă anul 1959, atunci a fost invocat că atât de multă roadă a fost obținută, încât nu, statul nu are locuri de ajuns, nu are magazin, nu are depozite, pentru ca să fie depozitată roada. Și bisericile sunt cel mai potrivit lucru pentru ca să fie folosite în calitate de depozite. Deci, prin toată țara, probabil că prin satele Republicii sau prin satele RSSM atunci, au fost transformate în depozite. Și neconcordanță cu stilul arhitectural al localității. De exemplu, clopotnița de aici, din fața acestei catedrale, deci a fost considerată că este, nu se înscrie în stilul arhitectural al orașului și ea trebuie să fie demolată. Vreau să vă zic că au mers la Universitatea Agrară, autoritățile, au cerut ca Consiliul Profesoral de acolo să facă o scrisoare, un demers, prin care să ceară demolarea acestei. Și în 1962, deci în zilele de 22, îmi pare că 23 decembrie, pe miez de noapte, deci ea a fost aruncată în aer, iar până dimineața acolo mai era ierbușoară și niște floricele care puteau probabil să reziste pentru timpul de iarnă. Și lumea nici nu-și dădea seama, parcă era clopotnița și parcă nu mai era clopotnița. Și ca să ne dăm noi seama despre faptul cum această mașină diabolică comunistă a distrus tot ce a fost mai sfânt în țara aceasta și în inimile oamenilor. Deci puteți să vedeți aceste cifre, că în anul 1944, aproximativ 950-888 de biserici, de acest decalaj prin faptul că care funcționau și o parte nu funcționau. Iar către anul 1965 vedem 223, mai scad până în 1982, după care încetişor, cum am zis că trebuia să se sărbătorească 1000 de ani de la creștinismul în Rusia și vedem că începe încetişor să se redeschidă unele din bisericile închise. Deci iată aici Catedrala Metropolitană din Chișinău, care a fost transformată în Muzeu de Arte Plastice și acea hotărâre istorică a Consiliului de Miniștri prin care au decis ca să arunce în aer această clopotniță. Vedeți că spun, clopotniță construită mai târziu decât catedrala, luată sub ocrotirea statului, nu prezintă valoare arhitectonică, împiedică accesul la muzeu. Deci ea împiedica accesul la muzeu și probabil că toți cei care sunt un pic mai așa la o vârstă respectabilă știu că au fost pentru ca la diferite expoziții în acesta. Da, și iată aici vedem clopotnița, nu știu cum putea ea într-adevăr să strice. Deci dincoace vedem demolarea vechii catedrale din Chișinău, deci un proces strigător la cer, este adevărat, pentru că și când citești documentele de arhivă și istoricii care scriu despre această pagină tristă, sigur că te doare sufletul și este strigător la cer. Dincoace, deci vedem biserica din Bălț care a fost transformată în planetariu, dar și noi cunoaștem biserica care astăzi este în Metropolia Basarabiei, Înălțarea Domnului, sau schimbarea la față, sau schimbarea la față, da, eu cer scuze, tot a fost planetariu, care este în preajma SIS-ului, da? Tot a fost planetariu și este adevărat și eu, fiind elev, am fost acolo la planetariu, profesoara m-a dus în excursie. Deci cu averile bisericești... Încă nu. Da, deci clopotele aruncate și aici avem o fotografie prin care vedem cum clopotele erau aruncate de pe biserici. Mai departe, aici avem o fotografie iarăși cu naționalizarea verilor bisericești și vedem în ce hal sunt transformate. Sigur că o bună parte erau prădate. Se mai, foarte dese, într-adevăr, au fost cazurile când ienoriașii ascundeau icoanele și această avere bisericească și asta era bine pentru că atunci când s-au redeschis, ele au fost returnate. Dar, cu părere de rău, foarte mult s-a distrus. Dar nu știu. Deci aici avem clerul
probabil că incorrect dinamica, pentru că aici vedem o involuție. Vedem că în 1940-1042 și către anul 1961 s-a ajuns la 255 și numărul acestora în continuare iarăși a fost în scădere și probabil că majoritatea din aceștia care au rămas au trebuit cumva să se acomodeze regimului și să slujească regimului. Așa după cum spuneam că sărbătorile sfinte erau interzise pentru că în sfintele sărbători de Paști sau de Crăciun oamenii trebuiau să fie se organiza voscresnic sau subotnic, trebuiau să fie la lucru și iată vedem aici și acel ziar, da, Daloi Pascu. Deci interzicerea de a sărbători, cu toate că pe ascuns, eu mi-amintesc maică-mea, noaptea cocea, vopsea ouăle și dimineața se scula și se ducea la lucru. Și oricum nu au reușit, pentru că dacă au vrut să lichideze absolut religia și biserica nu le-a reușit, oarecum au marginalizat-o, dar absolut nu le-a reușit. Și dacă vorbeam despre rezistența religioasă, ea mai mult a fost la nivelul de sau tacită și acele scrisori care erau demersuri, care erau scrise către diferite instanțe locale sau unionale, pentru că iată cunoaște și acel demers care a fost făcută de stareța de la Mănăstirea Japca, ea singură fusese participantă în cel de-al doilea război mondial, îl cunoscuse chiar pe Jucov și când a văzut că se închid toate mănăstirile, deci ea a fugit fuga la Moscova, l-a găsit pe Jucov și a rugat ca să ajute. Dar mai există aici, de ce e? Că pentru că numai această mănăstire a rezistat, pentru că acolo își găseau azil măicuțele de origine rusă în toată perioada. Celelalte, toate locașuri de cult au fost închise. Și am zis că era vorba de demersuri, care răspunsul era întotdeauna unul, deci nu de... Da, cazat în limba rusă, da, de refuzat. Deci avem și în satul Cocieri Dubăsare, avem satul Gangura și, cum am spus, mănăstirea Răciula. Dar scrisorile, să știți că veneau către diferite instanțe, practic din diferite localități și toată lumea protesta și poate de multe ori, firea noastră românească fiind așa, poate mai tacit să protestăm în suflet. Și, de fapt... Grigore Vieru spunea că cine are o limbă are și o credință. Cine are o credință are o biserică. Cine are o biserică are o țară. Eu aici aș mai adăuga că cine are o limbă și o istorie, atunci de ce le are pe toate celelalte. Noi, sigur că mai ales ca istorici știm că este vorba de restabilirea unui adevăr istoric prin Mitropolia Basarabiei și anume prin Mitropolia Basarabiei și prin aceste biserici din Mitropolia Basarabiei. Noi suntem uniți cu țara. Da, eu cam atât am avut să vă zic, pentru că autoritățile comuniste au lovit în tot ceea ce am avut noi mai sfânt, ce am avut mai scump, deci cum am spus, în limbă, istorie și respectiv în credință. Și lovesc și astăzi, da. Mulțumim din suflet doamnei conferențiar. Am reținut ideea că la cârma eparhiei instaurate aici de către ruși, au fost numai membri ai agenției secrete, adică caghebiști. Există suspiciunea, am citit prin presă, deci nu de la noi, dar am suspiciunea că și după 90 aceiași membri ar fi la cârma acestei instituții și de aici e și evidentă, știu eu, lupta dârză pe care o duc, sau au dus-o și o duc împotriva Mitropoliei Basarabiei și a fost o luptă într-adevăr mare, pentru că doar bunul Dumnezeu ne-a ajutat în această luptă pentru reactivarea Mitropoliei, însă au fost în fruntea acestei lucrări și oameni binecuvântați de Dumnezeu. Unul dintre aceștia a fost și domnul Vlad Cubăreacov, care ne va vorbi despre această luptă pe care a dus-o Mitropolia Basarabiei cu statul și cu alți partizani ai săi pentru reînregistrarea Mitropoliei Basarabiei. Așadar, domnule Vlad. Preasfinția voastră, preacucernici părinți, dragi frați și surori, antevorbitorii mei nu au prea respectat regulamentul și
voi încerca, ca cel puțin eu, să mă încadrez, cu toate că este foarte greu să mă onorez această obligație, întrucât subiectul este într-adevăr unul larg și merită să dezghiocăm fiecare dintre aspectele lui. Vom observa câteva lucruri, întâi de toate. Eu nu vroiam să încep cu o notă polemică, dar contextul ne impune de fiecare dată să tratăm lucrurile prin comparație, prin analogie și de foarte multe ori polemic cu jurisdicția care se exercită concurent cu noi, abuziv și necanonic. Vom observa întâi de toate că reactivarea Metropoliei Basarabiei, pentru că de fapt ăsta este popasul aniversar și prilejul pentru care ne-am întrunit aici, a fost într-o ordine superioară și într-o înțelegere creștinească a lucrurilor, are câteva repere, mai bine zis, în timp. Reactivarea ei s-a produs la 14 septembrie 1992, când sărbătorim înălțarea Sfintei Cruci sau, depinde de stil, începutul anului bisericesc. Deci este însăși reactivarea ei într-un context foarte complicat. După războiul sângeros de pe Nistru, războiul moldorus din Transnistria, cu presiuni enorme exercitate asupra clerului și ierarhiei care se considera, se afirma ca românească, a fost pus sub semnul unui nou început și sub semnul crucii, sub semnul jertfei și al învierii. Binecuvântarea reactivării a venit pe 19 decembrie 1992, când îl sărbătorim pe Sfântul Nicolae și făcătorul de minuni și spunem într-adevăr, a fost o minune. Iar în partea lumească a lucrurilor, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, care a deschis calea către recunoașterea și afirmarea în libertatea Metropoliei Basarabiei, s-a dat fără vreo înțelegere cu cineva, a fost pronia cerească care a decis la 13 decembrie 2001, când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei. Deci, iată că Apostolul Românilor vine cu această notă națională în peisajul de timp care s-a scurs din prima zi a reactivării până în ziua care a deschis calea către recunoașterea noastră. Vom observa de asemenea că, vorbeam de nota polemică, Mitropolia Basarabiei din 1923 și pe urmă 1925-27, când s-a pus efectiv în aplicare prevederea statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, a Patriarhiei noastre, a fost sub binecuvântare patriarhală și sinodală. În 1992, de asemenea, actul dat la București în 19 decembrie se numește Act Sinodal și Patriarhal de Binecuvântare a Reactivării Mitropoliei Basarabiei Autonomă și de stil vechi cu reședința în Chișinău, cum cunoaștem cu toții. Cealaltă structură a fost înființată nu în 1812, din respect față de adevăr trebuie să spunem că în 1813, și nu printr-o decizie sinodală, nu printr-o decizie patriarhală, pentru că Biserica Rusă, mai mult de 200 de ani, nu a avut patriarh, a fost decapitată, condusă de un mirean, de foarte multe ori aparținând serviciilor secrete țariste, Ohrancei, sau fiind chiar și membru, odată s-a înregistrat că a fost și mare maestru al lojei masonice, cum era tocmai cazul din 1813, acea eparhie a Chișinăului și Hotinului a fost înființată în 1813 printr-o decizie laică, administrativă a țarului Alexandru I. De aceea am văzut că festivitățile organizate de Mitropolia, care se erigează în concurent al nostru, nu au dat nicăieri actul de înființare. Deci nu ne-au arătat baza, rădăcina pe care s-ar sprijini această biserică pretins canonică. În 1940, de asemenea, Biserica Rusă nu era patriarhie, nu avea un patriarh și deci această structură este lipsită de binecuvântare patriarhală în contrast cu noi. În 1940? Nu. Patriarhia a fost restabilită în 1943. A fost împușcat. În 1940, Biserica Rusă nu era patriarhie. Cu permisiunea dumneavoastră,
Trebuie să observăm că Mitropolia Basarabiei este singura instituție românească interbelică reactivată la răsărit de Prut după căderea Uniunii Sovietice și în ecuația geopolitică și geospirituală a regiunii noastre din ultimul sfert de secol. Mitropolia Basarabiei reprezintă nu doar singura autoritate românească exercitată efectiv în teritoriul nostru național înstrăinat din partea sa de răsărit, dar reprezintă totodată și o resursă esențială, inepuizabilă și vizibilă a unității transpolitice a lumii românești. În mod firesc, ea este și un agent integrator și un factor de reorganizare a spațiului spiritual românesc de la răsărit de Prut. Mitropolia Basarabiei, de asemenea, este singura din cele 9 mitropolii ale Patriarhiei Române care deține și rangul superior de exarhat al plaiurilor, cu drept de jurisdicție extrateritorială, dincolo de teritoriul său canonic tradițional, așa cum era el cunoscut în 1940 și 1944. Tema comunicării mele este Mitropolia Basarabiei, realizări, probleme și soluții. Am încercat să scrutez istoria de un sfert de secol a Mitropoliei Basarabiei și am identificat 10 realizări pe care le-am considerat mai importante, 5 probleme care se ridică în fața noastră și 5 soluții care ar răspunde acestor probleme. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei în 1992 este în sine, suntem cu toții de acord, o realizare importantă, ba chiar una fundamentală. Ea a venit la scurt timp după proclamarea independenței de stat față de Moscova, a Republicii Moldova și reprezintă un echivalent bisericesc al acestei independențe, dar și o subliniere a caracterului național românesc al majorității populației din noul stat apărut pe ruinele fostei Uniuni Sovietice. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a făcut trimitere la interbelicul românesc, trasând linia corectă de rezolvare a problematicii complexe basarabene într-un context istoric nou, care însemna deconectarea de Moscova pe de o parte și interconectarea cu Bucureștiul. Prin simplu fapt al reactivării sale, Mitropolia Basarabiei s-a pomenit, așa cum au spus și antevorbitorii, în răspăr cu mai marii zilei, cu autoritățile de stat de la Chișinău, care au fost, din păcate, refractare și chiar ostile față de orice soluție care să aibă legătură cu perioada interbelică, cu perioada de dinaintea ocupației sovietice. Mitropolia Basarabiei, așa cum știm, a fost aruncată pe nedrept în afara cadrului legal. Am traversat acel deceniu negru, 1992-2002, când preoții, credincioșii s-au confruntat cu atâtea presiuni din partea Ministerului de Interne, Ministerului Securității Statului, a Serviciului de Informații și Securitate mai târziu, a administrațiilor raionale, a primăriilor. Presiunea mediatică de asemenea a fost mare și perioada este marcată de hărțuiri. A doua realizare este ridicarea Mitropoliei Basarabiei la rangul superior de exarhat a plaiurilor și în felul acesta de ieșire din paradigma teritorială pe care Patriarhia Moscovei a încercat întotdeauna să ne impună. Pentru că dacă Biserica Ortodoxă Română are ca principiu absolut întemeiat canonic mai întâi oamenii și pe urmă teritoriile, ne gândim la mântuire, nu teritoriile se mântuiesc, oamenii se mântuiesc, oamenii contează, teritoriile fără oameni nu au nicio valoare. Biserica Rusă vorbește în permanență, dacă ați observat, despre teritoriul ei canonic. Nu vorbește despre oameni, mai întâi vorbește despre teritorii și de oameni ca ostatici a acestor teritorii. Ei bine, Patriarhia Română în octombrie 1995 a decis prin alegerea unui titular al Mitropoliei Basarabiei în persoana înalt preasfințitului Petru și ridicarea la acest rang superior de exarhat a plaiurilor după 200 secole reactivând instituția exarhatului, pentru că noi am mai avut mitropoliții de la Iași, de la Suceava sau cei de la Târgoviște, mai târziu de la București, au avut și ranguri de exarhi al plaiurilor, deci de drept de jurisdicție în afara teritoriului canonic. O a treia realizare a fost recursul nostru la soluția juridică în paralel cu dialogul canonic pe marginea diferendului pe care îl avem cu Patriarhia Moscovei. Întotdeauna administrația de stat de la Chișinău
și-a pretextat prigoana împotriva Mitropoliei Basarabiei, nedorința de a o admite în cadrul legal, prin faptul că mai întâi discutați cu Moscova, începeți un dialog, duceți-l la bun sfârșit, ceea ce înseamnă un fel de Sfântul Așteaptă, și după ce Patriarhia Moscovei va renunța la dreptul ei de jurisdicție aici, abia atunci vom înregistra Mitropolia Basarabiei. De aceea, din rațiuni practice și dintr-o necesitate stringentă, Mitropolia Basarabiei a separat apele, a spus dialogul canonic este una, este un diferent pe care nu l-am creat noi, îl moștenim din 1940 și din 1944, el a existat întotdeauna într-o fază latentă, acum a reizbucnit, dar partea juridică este cu totul altceva. Nu încurcăm borcanele. Regimul Snegur a fost foarte refractar, ba chiar ostil, din acel document care a fost adus în atenție de părintele Sergiu Aga, se vede clar dușmănia, atitudinea pe care Preafericitul Teoctist, într-o scrisoare pe care o adresa președintelui Mircea Snegur, o numea atitudine refractară față de adevăr, care echivalează cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu are iertare nici pe lumea asta, nici pe lumea cealaltă. Sunt cuvinte foarte grele. Niciodată un patriarh al României nu a aruncat în obrazul cuiva, pe bună dreptate, cuvinte mai grele decât Preafericitul Teoctist în acea scrisoare către Mircea Snegur. Regimul Lucinski a fost cumva mai prudent și pus în fața faptului că deja din 1999 aveam un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din timpul guvernului Sturza, al doilea mare prigonitor al nostru după Andrei Sangheli, ca prim-ministru, deci din cei 7 prim-ministri care au fost în deceniul negru 92-2002, a început să caute cumva soluții și în 1999 a avut loc o rundă de dialog aici, sub auspiciile președintelui Lucinski, când delegațiile celor două patriarhii au fost conduse de doi mitropoliți al Moldovei și Bucovinei și a Smolenskului și Kaliningradului, actualii patriarhi ai celor două biserici, care sunt și cele mai mari în ansamblul ortodoxiei. Deci de relația și de temperatura relațiilor dintre cele două, cele mai mari biserici ortodoxe din lume, depinde situația în ansamblul ortodoxiei. Noi suntem conștienți de asta și iată că Basarabia este un punct nevralgic, un ghem care, dacă nu este soluționat corect, temperatura relațiilor nu va fi niciodată bună și, din potrivă, dacă va fi soluționată corect, această atmosfera în întreaga ortodoxie s-ar îmbunătăți. Regimul Voronin, nu trebuie să spun foarte multe, a fost foarte dur în prima sa fază, dar după pronunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată. Eu, glumind, spuneam că aici se confirmă spusa populară că din mâna păcătosului vei căpăta izbăvirea sau gura păcătosului adevăr grăiește. Eram foarte plăcut surprins să-l văd în anul 2002, în vara anului 2002, la încheierea sesiunii parlamentare, pe președintele Vladimir Voronin, atunci în exercițiu, lăudându-se cu mare ispravă a înregistrării Mitropoliei Basarabiei, tocmai el care spusese atâtea lucruri urâte altădată. Și am văzut cât este de schimbător omul și cât este sub vrem și cum cedează sub presiunea adevărului și al dreptății, dacă cei care își caută adevărul și dreptatea sunt hotărâți, perseverenți și se lasă călăuziți de crezul lor. Recunoașterea Mitropoliei Basarabiei de către stat și înregistrarea ei juridică este o altă realizare importantă. Ea s-a produs la 30 iulie 2002 printr-un ordin emis de Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Ordinul prevedea că se înregistrează statutul, nu un statut nou, acel care a fost depus în 1992, în octombrie 1992, și evident Mitropolia a fost înzestrată cu personalitate juridică, ceea ce în istoria noastră a avut un impact foarte mare. O altă realizare, a cincea, este reînființarea eparhiilor sufragane și înregistrarea lor juridică și includerea lor în dipticile Patriarhiei Române. Așa cum spune actul sinodal și patriarhal din 19 decembrie 92,
Biserica Română nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei și nici a episcopiilor ei. De aceea s-a impus cu necesitate, după reactivarea Mitropoliei Basarabiei, al cărei act de reactivare face trimitere expresă la Sinodul Mitropolitan, la ierarhii Mitropoliei Basarabiei, la eparhiile constitutive ale Mitropoliei Basarabiei, deci s-a impus necesitatea reactivării lor. Astfel, Arhiepiscopia Chișinăului a fost reactivată la 3 octombrie 1995, atunci când înalprea Sfințitul Petru, ca locțitor de mitropolit și locțitor de Arhiepiscop a Chișinăului, a fost ales ca titular. Acea decizie la care mulți dintre sfințiile voastre poate ați participat a completat o altă decizie mai veche din 1992 privind Episcopia de Bălți, pentru că puțină lume, dar cei care sunt atenți observă, trebuie să recunoaștem că în perioada 1992 octombrie 95 în al preasfințitul Petru ca locțitor de mitropolita Basarabiei era totuși episcop de Bălți și ca episcop de Bălți, care avea totuși o eparhie, a devenit membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Celelalte două episcopii, a Basarabiei de Sud, fosta cetății Albe Ismail, ca și cea a Dubăsarilor și a toată Transnistria, fosta misiune ortodoxă română din Transnistria, înființată în 1942, au fost înregistrate în urma unor procese în contencios administrativ la Curtea de Apel Chișinău, care au durat mai bine de 2 ani. Și trebuie doar să spun în paranteză că guvernul, prin Serviciul de Stat pentru Culte, pretexta întotdeauna refuzul său de înregistrare prin faptul că Episcopia Basarabiei de Sud ar viza unitatea teritorială a Ucrainei și ar reprezenta un atentat la integritatea acestei țări vecine, iar în Transnistria se spunea, dacă sunteți Mitropolia Basarabiei, trebuie să respectați linia Nistrului, pe care nu ați avea voie să o încalcați niciodată. De fapt, guvernul s-a pomenit de fiecare dată în postura ingrată de avocat al intereselor Bisericii Ruse și a încercat să împiedice cât mai mult posibil orice afirmare sau consolidare a Mitropoliei Basarabiei și să nu admită niciun fel de formă de protecție a credincioșilor, clericilor noștri și a Mitropoliei Basarabiei în sine. O altă realizare importantă este neîntreruperea comuniunii canonice și euharistice, liturgice cu Biserica Rusă și menținerea unui dialog canonic. Biserica Rusă din 1992 și după aceea, de-a lungul timpului, în mod repetat, a fluturat amenințarea întreruperii relațiilor canonice. Biserica Rusă, de fapt, în ultimul sfert de secol, a ieșit din comuniune canonică și eucaristică și cu Patriarhia de Constantinopol și cu Patriarhia de Ierusalim și cu alte biserici și cu Biserica Georgiană în urma războiului purtat de Rusia împotriva acestei țări ortodoxe, Gruzia. Deci a avut relații dificile. Totuși, cu niciuna dintre bisericile autocefale, Biserica Rusă nu a avut o problemă mai gravă decât o are aici. Și totuși, în mod paradoxal, în cazul relațiilor sale cu Patriarhia Română, Patriarhia Moscovei nu a avut curajul să întrerupă unilateral comuniunea euharistică, ceea ce ne confirmă, dacă am disecat psihologic, dacă am face analiza psihologică a cazului și a comportamentului, am spune că, de fapt, în felul acesta, Patriarhia Moscovei, prin lipsa sa de curaj de a-și pune în aplicare o amenințare doar, recunoaște că nu are dreptate. Rundele de dialog au fost mai multe și dialogul a fost inițiat la propunerea Patriarhiei Române printr-o scrisoare a Preafericitului în adormire Patriarh Teoctist din
1995. Au fost prima rundă de dialog a fost la Geneva, a urmat una la Graz, a treia a fost la Chișinău, a patra a fost la Mănăstirea Troian din Bulgaria. Nu vreau să intru în amănunte, cu toate că eu mi-am pregătit o serie de detalii care poate că sunt interesante, dar trebuie să parcurgem repede toată tematica. O altă realizare importantissimă este de natură juridică, dar ea va avea consecințe pe termen lung asupra bisericii noastre, este recunoașterea juridică și administrativă a calității de succesor istoric, canonic și spiritual al Mitropoliei Basarabiei din perioada interbelică și din perioada celui de-al doilea război mondial. Vreau să vă spun că Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în anul 2004, a pronunțat o decizie care nu avea tangență cu acest subiect, era vorba de fapt de un proces inițiat de Mitropolia Basarabiei contra Guvernului Republicii Moldova pentru anularea unei hotărâri de guvern, 1008, prin care guvernul Tarlev, cu de la sine putere, proclama Mitropolia Chișinăului și zisa întregii Moldove drept succesoare a Mitropoliei Basarabiei. Fără să precizeze ce fel de succesoare, a cărei Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Basarabiei fiind deja în proces de înregistrare, la jumătate de an de la pronunțarea hotărârii CEDO. De aceea, noi am considerat necesar să aducem ordine, să punem disciplină pe partea juridică și să eliminăm orice coliziune cu problematica noastră. Noi am cerut doar anularea hotărârii. Curtea Supremă de Justiție a mers mai departe și a spus: Mitropolia Chișinăului nu este succesoare a Mitropoliei Basarabiei. 2. Hotărârea de guvern emisă de premierul Tarlev se anulează, este caducă. 3. Mitropolia Basarabiei nu este succesoare juridică a Mitropoliei Basarabiei, care a funcționat, fiți atenți, până în anul 1944 inclusiv, adică până la 1 ianuarie 1945. Și ar fi bine să vedem care era geografia canonică a spațiilor administrativ-canonice la 1 ianuarie 1945. Dar ea este, Mitropolia Basarabiei, citez, succesoare spirituală, mulțumim Curții Supreme, canonică, e foarte important. Când o instanță civilă recunoaște, de fapt este o decizie de constatare, de recunoaștere adevărului, succesoare canonică și, cel mai important, istorică a Mitropoliei Basarabiei, care a funcționat până în anul 44 inclusiv. Ce înseamnă asta? În momentul în care se spune succesoare istorică, mergem la codul civil și vedem al Republicii Moldova, care este nou, euroconform, frumos, care spune în mod clar că succesiunea este o relație istorică între doi subiecți. Din momentul în care Curtea Supremă de Justiție, printr-o decizie definitivă, irevocabilă, proclamă și recunoaște Mitropolia Basarabiei drept succesoare istorică a Mitropoliei Basarabiei din toată perioada interbelică până în 45, de fapt recunoaște succesiunea de drept. Sigur că acest statut de succesoare istorică recunoscut juridic și administrativ, pentru că și Serviciul de Stat pentru Culte a adus modificări la statutul nostru, le-a înregistrat în același sens, ar putea fi folosit pe viitor pentru redobândirea bunurilor spoliate ale Mitropoliei Basarabiei, care sunt imense, este un patrimoniu mare de tot. Eu mă voi referi puțin mai încolo la acest aspect. Mitropolia Basarabiei a fost, sub aspect material, cea mai prosperă în România interbelică și, nu întâmplător, era supranumită de Gala Galaction, care a trăit 20 de ani aici și a fost și decan la Facultatea de Teologie din Chișinău, eparhia de aur a Bisericii Românești. Deci noi am fost o eparhie de aur și vom putea redeveni, pentru că la o estimare aproximativă pe care am făcut-o cu specialiști economiști în domeniu, deci specialiști în domeniu, există grile de recalculare, bunurile cel puțin care s-au păstrat, inclusiv această clădire care au aparținut de drept și avem titluri de proprietate sau documente echivalente, cum ar fi hotărâri judecătorești definitive de la Tribunalul Județului Lăpușna sau de la Curtea Supremă de Justiție și Casație din București sau tot așa, se ridică astăzi valoarea acestui patrimoniu la peste 1 miliard de euro. Ca să vă dați seama care este miza în această problemă și de ce hotărârea Curții Supreme de Justiție din 2004, la care m-am referit anterior, este importantissimă.
Înregistrarea, o altă realizare este înregistrarea și înzestrarea cu personalitate juridică a părților componente ale Mitropoliei Basarabiei. Am o statistică, nu vă obosesc pentru că o cunoașteți, sunteți majoritatea preoți, dar era foarte important ca și unitățile noastre mici de cult, de nivelul întâi, cei care sunt la bază, la talpa țării, să fie protejate juridic. Recuperarea unui număr important de credincioși și câștigarea încrederii societății. Noi, biserica, nu avem instrumente de măsurare a temperaturii societății, de măsurare a opiniilor publice. Noi putem intui anumite lucruri, ne putem da seama din context, din anumite gesturi sau atitudini, dar există în Republica Moldova actori preocupați îndeaproape de felul cum respiră societatea, ce gândește, care sunt tendințele. De exemplu, Institutul Republican Internațional din Statele Unite și Institutul Național Democrat, la fiecare jumătate de an, efectuează în Republica Moldova, pe cheltuiala sa, sondaje de opinie. Și este foarte interesant să observăm, asta se întâmplă de vreo 15 ani, deci avem vreo 30 de sondaje periodice. Ei includ, sunt singurii care includ, au un compartiment de întrebări despre apartenența confesională, despre atitudinea față de biserică, de credință. Și ce observăm? De fiecare dată populația are cea mai mare încredere în biserică, când folosește termenul biserică generic. Când se referă, întreabă, dar care biserică? Că sunt două mitropolii, dar poate sunteți baptist, dar poate dumneavoastră sunteți evreu, poate sunteți armean, poate aveți, sunteți penticostal. Diferența dintre încrederea pe care toată populația Republicii Moldova o acordă celor două mitropolii este de 2%. Deci 58% din populație sunt favorabili Mitropoliei Basarabiei. Chiar dacă nu 58% din populație aparține efectiv, din diverse motive, că nu au o parohie în localitatea lor, nu aparțin, dar mental acești oameni sunt foarte favorabil Mitropoliei Basarabiei și doar 60% favorabil celelalte mitropolii. Asta ne arată că atitudinea omului de rând din Republica Moldova, cetățeanului simplu, este egală față de cele două mitropolii și oamenii nu percep conflictul jurisdicțional dintre cele două patriarhii ca un conflict real, necesar, care să aibă un temei solid. Și deci este un conflict pe care lumea îl percepe ca fiind indus de sus în jos, nu invers. Deci nu are bază reală. Și evident, a 10-a mare realizare a noastră, care este dătătoare de speranță și deschizătoare de cale bună de urmat, este alegerea și hirotonirea primului ierarh român după 1940 pentru românii de la Răsărit de Prut. Vreau să vă spun că noi avem în prezent, conform organigramei, pentru că orice instituție are o organigramă, are o schemă de încadrare, avem 7 scaune episcopale vacante. Deci s-a creat un precedent, s-a testat, da, pentru că avem 4 eparhii sufragane care au și posturi de vicari, de episcop vicari, și atunci ajungem la 7, trebuie să le completăm. Deci alegerea unui episcop s-a făcut printr-o conlucrare între Arhiepiscopia Chișinăului și Patriarhia Română pentru ceea ce preafericitul Daniel a numit nevoia pastorală de a intensifica activitatea pastoral-misionară a Mitropoliei Basarabiei. Trec la capitolul probleme, foarte succint, sunt 5 probleme, nu sunt 10 ca realizările. Prima mare problemă este asinodalitatea și deficitul de ierarhie. Noi suntem, din cele 9 mitropolii ale Patriarhiei Române, singura care nu are sinod mitropolitan. De ce nu avem? Pentru că nu avem numărul suficient de ierarhi. Am avut un singur episcop, un singur arhiepiscop și mitropolit și exarh. Acum avem și un episcop vicar la Arhiepiscopia Chișinăului, dar pentru a înființa un sinod ai nevoie de 3 ierarhi. Canoanele ortodoxe, actul sinodal și patriarhal de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, statutul Mitropoliei Basarabiei, statutul Patriarhiei Române presupune existența sinodului mitropolitan. Ba chiar actul din 19 decembrie 92 spune clar, sinodul Mitropoliei Basarabiei va face, va drege și tot așa. De aceea, noi trebuie să observăm că cealaltă patriarhie, în mod absurd, concurentă, competitoare cu noi, a hirotonit în același interval de timp, din 92 până acum, 21 de ierarhi
dintre români sau pentru români. Și acum Patriarhia Moscovei are pe pământ românesc, aici mă refer și la nordul Bucovinii și Ținutul Herța, 13 ierarhi și noi am hirotonit numai unul și avem doar doi ierarhi. De aceea, asta este o problemă reală, trebuie să o abordăm cu franchețe, fără ocolișuri și să spunem, avem nevoie nu de unul, nu de doi, de 7 și să fie cei mai vrednici stâlpi ai Mitropoliei Basarabiei, jurisdicției noastre. Problema este reală. O a doua problemă este lipsa bazei economico-materiale proprii. Dacă spuneam că Mitropolia Basarabiei în interbelic era cea mai, nu vreau să spun bogată, dar prosperă material, avea propria bancă, cum n-avea nici Patriarhia, bancă din profiturile căreia se construiau biserici, mai multe biserici anual, bancă administrată de preoți, cu director preot, cu o bancă care este de exemplu. Nici până astăzi Biserica Ortodoxă Română nu are o bancă proprie. Iată că Mitropolia Basarabiei a avut inspirația și geniu administrativ și economic să realizeze așa ceva pentru profitul, pentru beneficiul bisericii și a credincioșilor. Deci acum acest patrimoniu este spoliat. S-au făcut demersuri nenumărate la toate guvernele care au urmat după înregistrarea noastră în anul 2002. Toate răspunsurile au fost negative. Unul crestomatic este cel pe care l-a adresat Mitropoliei Basarabiei fostul ministru al justiției Alexandru Tănase în anul 2010. În care spunea, cu referire la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate sau prezumția existenței dreptului de proprietate asupra bunurilor naționalizate de regimul totalitar sovietic, comunicăm în numele statului. Parcă ar fi fost un comunicat de la Moscova. Comunicăm că în perioada anterioară declarării independenței Republicii Moldova, ca rezultat al naționalizării, nu exista proprietate privată în sensul actual asupra edificiilor și lăcașilor de cult ca rezultat al naționalizării acestora. Astfel, potrivit punctului 28 din regulamentul Asociației Religioase din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, și era anul 2010, aprobat prin ordinul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 19 mai 77, toate casele de rugăciuni, precum și bunurile necesare exercitării cultului, transmise pe bază de contract credincioșilor, care au format asociația religioasă, cumpărate de ei sau donate de ei, constituia proprietate a statului. Deci, patrimoniul actual păstrat, pentru că o parte, mai mult de jumătate, o bună parte a fost distrusă fizic, dar patrimoniul păstrat în valoare de peste un miliard de euro, gestionat nu de cealaltă metropolie, de Guvernul Republicii Moldova și aflându-se în proprietatea statului în baza acestei hotărâri din 1977 pe care se sprijină cu tot sufletul și conștiința sa românească domnul fost ministru al justiției și guvernele pe care le-am avut și pe care le avem, ar fi valabile. Același lucru se referă la arhivele Mitropoliei Basarabiei care au fost naționalizate de sovietici, de fapt confiscate de la Craiova în 1946, aduse aici, Mitropolia Basarabiei a subliniat. Domnul Varta, nu știu dacă mai este, prietenul nostru Ion Varta, domnul director general al arhivelor Basarabiei, a vorbit despre imposibilitatea transmiterii lor către Mitropolia Basarabiei. Mitropolia Basarabiei nu a pretins niciodată că aceste arhive, în care sunt toate titlurile de proprietate privind bunurile noastre, dar este și toată istoria noastră, pentru că această arhivă a fost creată de Mitropolie, nu pretinde să-i fie restituită fizic, să o aducem la Mitropolie. Nici nu avem spații, nici nu avem specialiști pentru asta, dar legea cu privire la fondul arhivistic din Republica Moldova spune clar că recunoașterea dreptului de proprietate asupra unor bunuri arhivistice, că este vorba de un dosar sau de un milion de dosare, poate fi împăcată cu lăsarea acestor arhive în gestiunea Arhivei Naționale a Republicii Moldova. Deci, acest lucru se poate realiza și noi am propus pe baza unei convenții sau unui acord de colaborare între Mitropolia Basarabiei și Arhiva Națională a Republicii Moldova, ca lucrurile să fie clare. Toată lumea va avea acces, ele sunt și rămân acolo la Arhiva Națională, dar de dragul adevărului și din respect față de Mitropolia Basarabiei, ele sunt ale Mitropoliei Basarabiei, creatorul lor.
O altă problemă este suspendarea monitorizării internaționale a situației Mitropoliei Basarabiei, care a intervenit la 4 martie 2010 printr-o decizie a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei. Această monitorizare a fost principalul mecanism internațional de protecție a drepturilor Mitropoliei Basarabiei în relația sa cu administrația de stat de aici, care, ați văzut, rămâne în continuare ostilă și excesivă, dacă nu chiar abuzivă. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat și a avut drept consecință crearea unei alte probleme. La foarte scurt timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în baza acelei decizii, a scos de pe rolul său un dosar început în 2004, numărul 23.125, în chestiunea succesiunii de drept și a proprietăților spoliate ale Mitropoliei Basarabiei. A cincea problemă este o idee care parcă vine din afara Mitropoliei Basarabiei, este ideea moldovenistă a autocefalismului. Ați văzut că primul care a emis-o a fost președintele Snegur, care a spus că avem nevoie de o biserică, cum spunea el, de sine stătătoare, sau să vedem cum, da, originalul, o soluție, independență, sinestătornicia. Deci sinestatornicii noștri nesinestatornici au lansat această idee, dar ea a fost uitată și relansată în 2013, de cine credeți, de către o organizație neguvernamentală, IDIS Viitorul, preluată și tirajată cu tenacitate de o publicație, o singură publicație, care se numește Ziarul de Gardă, și după aceea, tot în 2013, ne-am pomenit cu înregistrare de către același ministru Tănase, care, al justiției, care făcea trimitere la prezidiul Sovietului Suprem din 1977, al RSSM, a fost înregistrată zisa Mitropolia Chișinăului și a Moldovei de Răsărit, ale cărei fondatoare și conducătoare sunt două femei, mirene, pe numele lor Elvira Ciuntu și Ina Ciuntu. Deci doar constatăm faptele fără a interpreta mai mult. Care ar fi soluțiile? Și asta este ultimul capitol la care mă refer. Eu cred că, eu m-am referit de fapt tangențial la unele dintre soluții, eu cred că una dintre soluții ar fi alegerea pentru început a unui episcop eparhiot al Episcopiei Basarabiei de Sud, pentru diverse motive. Întâi de toate, numărul parohiilor și a unităților de cult de nivelul 1, organizate în protopopiate, permite acest lucru. El este cu mult mai mare decât a fost la începutul reactivării Mitropoliei Basarabiei. Este singura zonă în care nu avem un episcop din cealaltă parte concurentă ca să există posibilitatea interpretării gestului nostru drept ingerință, și în al treilea rând există un sediu care a fost achiziționat acum câțiva ani și care permite dintr-o dată instalarea unui episcop acolo. Cu atât mai mult cu cât credincioșii și clericii noștri din Episcopia Basarabiei de Sud, care este și transfrontalieră, avem o parohie la Reni, o parohie la Hagi Curda Camâșovca, unde a și fost sfințită biserica reconstruită cu sprijinul guvernului de la București. De aceea, cred eu că acesta ar fi primul pas pe care Mitropolia Basarabiei trebuie să-l facă pentru diverse motive, inclusiv pentru următoarea soluție pe care vreau să o anunț. Crearea sinodului mitropolitan. Din momentul în care am mai avea un episcop, sinodul mitropolitan ar da un alt impuls administrației noastre bisericești. Vreau să amintesc doar că în al preasfințitul Petru, în anul 2012, în luna iulie, îi cerea Patriarhiei Române, citez, să ia în calcul împreună cu Mitropolia Basarabiei posibilitatea constituirii sinodului Mitropoliei Basarabiei pentru alegerea, prin alegerea, la timpul pe care îl găsește potrivit, a episcopilor vicari și eparhioți pentru scaunele episcopale istorice reactivate de smerenia noastră și înregistrate de stat în ordinea stabilită. O a treia soluție, primii trei vorbitori s-au referit la ea și cred că ar fi greșit să nu mă refer și eu la acest aspect, ține de martirii noștri. Întocmirea unui martirologiu al Mitropoliei Basarabiei și proclamarea cinstirii locale a Sfinților Martiri Basarabeni.
Primul demers în acest sens a fost făcut în timpul celui de-al doilea război mondial de fericitul în adormire și vrednicul de pomenire mitropolit Efrem Ienăchescu al Basarabiei. Mitropolitul Efrem Ienăchescu emitea în anul 1943, la 3 decembrie, un ordin circular în care spunea: în timpul ocupației sovietice 1940-41, mulți clerici basarabeni și numeroși creștini devotați bisericii au fost martirizați, schingiuiți sau deportați de stăpânirea ateistă. În vederea întocmirii unui martirolog al bisericii basarabene, vă invităm a proceda de urgență la adunarea datelor necesare cu privire la acești clerici și credincioși, stabilind cu precizie când, unde și în ce împrejurări au suferit aceștia din cauza prigoanei dezlănțuite de cei fără de Dumnezeu. Preoții vor face descrierea pe baza mărturiilor și declarațiilor date în scris de rudele, vecinii și consătenii celor care au suferit din cauza bolșevicilor. La distanță de 52 de ani, mai exact în 1995, la adunarea noastră memorabilă din 3 octombrie, când a fost ales mitropolitul titular al Basarabiei, în persoana al preasfințitului Petru, s-a creat și o comisie din 3 persoane, dintre care una eram eu, era și părintele Buburuz ca președinte, părintele Petru Buburuz, și părintele pe atunci Ioan Ieșanu. S-a creat o comisie specială care avea în sarcină întocmirea acestui martirologiu. Din păcate, comisia nu a funcționat, cunoașteți cum au evoluat lucrurile, inclusiv traseul biografic al părintelui Ieșanu, dar am reușit să identificăm 104 cu numele, cu date concrete, foarte multe, să identificăm cu numele 104 preoți și credincioși martiri din Mitropolia Basarabiei, majoritatea martirizați într-o singură zi, 28 iunie 1940, mulți dintre ei împușcați chiar în biserici, chiar în altare. Unii dintre ei au fost, în câteva cazuri, împușcați cu toată familia, și preotul și preoteasa și copiii, inclusiv pruncii care erau de piept. Vreau să spun că cealaltă jurisdicție are în atenție aceste aspecte. S-au făcut referiri la canonizarea, cred eu, excesivă a mitropolitului Bănulescu Bodone, care a fost și el un agent al armatei ruse și al interesului, a fost un soldat al interesului imperial rus, laic, lumesc, nebisericesc, a și fost caterisit de Patriarhie de Constantinopol, a și fost întemnițat la cererea domnitorului Moldovei, după ce îl izgonise pe mitropolitul Veniamin Costache din scaun și pe mitropolitul Filotei al Munteniei, situația care a durat 6 ani sub ocupația armelor rusești. Dar ei au în atenție problema martirilor. Știu că au o comisie. Noi, din păcate, nu avem o comisie funcțională. Și cred că lipsa noastră de inițiativă și de acțiune în acest plan va lăsa loc structurii ruse de ocupație canonică să recurgă la ceea ce îndeopște numim confiscarea de identitate. Ați văzut că și Bănulescu Bodone, fiind român din Bistrița Năsăud, a fost prezentat ca moldovean, vorbitor de limbă moldovenească și tot așa. Deci, ni se confiscă până și martirii, sau cel puțin există intenția vicleană, nu pot să-i spun altfel, lipsită de onestitate sufletească și intelectuală, de a ne confisca martirii și identitatea lor. A patra soluție ține de redobândirea patrimoniului imobiliar al Mitropoliei Basarabiei. M-am referit la asta, nu vreau să insist. Este o necesitate. Nu poți face misiune în lumea complexă de astăzi, când prozelitismul sectar sau heterodox de orice gen, când laicismul agresiv, când zisele neovalori ale noii ordini mondiale ne atacă din toate părțile, nu poți face misiune neavând instrumentariul și mijloacele adecvate și suficiente. De aceea, ceea ce a fost al Mitropoliei Basarabiei și rămâne în continuare în spiritul dreptății a fi al nostru, trebuie revendicat cu tărie, pe toate căile, administrativ, judiciar, până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu avem voie să ne jucăm cu această problemă și să umblăm cu improvizații sau aproximații. Trebuie să ne înarmăm cu cei mai buni avocați, cu cei mai competenți oameni, care să insiste, pentru că știm picătura de a se sparge piatra tare.
A cincea chestiune, poate că nu este cea mai importantă, ține mai mult de doleanța exprimată adesea, inclusiv public, de către foarte mulți credincioși și credincioase și preoți și monahi din Mitropolia Basarabiei, ține de o eventuală vizită de lucru a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în cuprinsul Mitropoliei Basarabiei. Ați văzut că patriarhii Moscovei au venit, umblă ca vodă în lobodă prin mitropolia noastră, atât la Chișinău, cât și pe la Tiraspol, pe alte părți, pe la mănăstiri, cu toată armata de agenți ai lor din administrație după ei, cu toți agenții secreți de care n-au dus lipsă niciodată, inclusiv cei în uniformă de mitropolit, chiar dacă au grade de colonei și tot așa. Dar, din păcate, faptul că în ultimele 8 decenii niciun patriarh al României în această calitate nu a călcat în Mitropolia Basarabiei ar lăsa impresia falsă că noi am duce lipsă de argumente solide și de voință reală și că am prefera, ceea ce nu este adevărat, o poziție de actor retras și pasiv. Noi trebuie să ne implicăm. Trebuie să revendicăm. Nu mă refer la vizite pompoase, așa cum fac rușii. O vizită de lucru în orice parohie, urbană sau rurală, la o mănăstire, care să dureze câteva ore, ar crea un precedent după 80 de ani. Și ar testa, dacă vreți, pentru că eu ca mirean pot să-mi permit lucrul ăsta, poate preoții nu, ar testa și reacția Patriarhiei Moscovei. Inclusiv vreau să spun aici, cu titlul de paranteză, hirotonirea preasfințitului Antonie de Orhei ca episcop vicar în Arhiepiscopia Chișinăului a avut rolul de test a reacției Patriarhiei Moscovei, care a rămas mută, care nu a avut niciun comentariu. Eu sunt convins că, inclusiv pentru acest motiv, Patriarhia Moscovei nu rupe legătura și comuniunea euharistică și liturgică cu Patriarhia Română. Dimpotrivă, din câte se cunoaște acum, din culisele de la Moscova, Patriarhia Moscovei insistă pe încheierea unui acord de parteneriat misionar cu Patriarhia Română și își arată toată deschiderea și bunăvoința. Să vedem, pentru că un asemenea acord va trebui să presupună și un capitol referitor la Mitropolia Basarabiei. Sigur că încărcătura unei asemenea vizite ar fi foarte mare la Chișinău sau oriunde altă parte în Mitropolia Basarabiei, ar fi de natură simbolică, dar impactul real și pe termen lung al unei asemenea vizite ar fi uriașe, în mod indiscutabil. Și pentru că suntem la popas aniversar, ca să închei, vă rog să-mi iertați lungirea de vorbă, trebuie să-i urăm Mitropoliei Basarabiei la mulți ani. Să-i urăm mulți ani și să-i purtăm fiecare dintre noi, bărbați sau femei, mireni sau clerici, ierarhi, călugări, să-i purtăm crucea cu conștiința că fiecare dintre noi face un lucru bun și de folos și neamului nostru și Bisericii lui Hristos. La mulți ani Mitropoliei Basarabiei. Vă mulțumesc. Iertați-mi vorba lungă. Mulțumim domnului Cubreacov. Țin să-l anunț că s-a înscris cu brio în lista antevorbitorilor dumnealui care a depășit termenul. Este adevărat că este important participarea mirenilor în tot ceea ce se face în cadrul Mitropoliei Basarabiei, cel puțin de a ne spune unde avem minusuri și unde avem plusuri. Și de aceea țin să-l felicit pe domnul Cubreacov pentru minunata prezentare a situației Mitropoliei Basarabiei dintr-un alt punct de vedere, unul din exterior. Pentru că domnia sa ne-a spus despre scrisoarea către domnul Sanghelie a Patriarhiei, țin să dau către sfârșit citire scrisoarei Patriarhiei Române către Guvernul României și să vă anunț că după această scrisoare, domnul Ștefan Plugaru va veni cu prezentarea cărții pe care a scris-o, a coordonat-o domnia sa și păcat pentru cei care n-au reușit să rămână pentru că vor primi câte un volum din partea domniei sale. Așadar, evident că a existat o corespondență între Patriarhia Română și Guvernul Republicii Moldova, dar iată scrisoarea
din 17 mai 1993, numărul 79 a Patriarhului Teoctist, adresată către prim-ministrul Republicii Moldova, domnului Andrei Sangheli. Domnule prim-ministru, reflectând cu multă mâhnire în suflet în ultima perioadă de timp la conținutul scrisorii domniei voastre din 1 martie 1993, am chibzuit îndelung asupra răspunsului pe care să vi-l dăm. Rațiunea acestei zăbave a fost și calendarul liturgic foarte încărcat în acest răstimp al anului, postul cel mare și praznicul învierii Domnului și mai ales faptul că în scrisoarea trimisă mai înainte de noi domniei voastre am menționat motivele care au stat la baza binecuvântării de către Sfântul Sinod a reactivării Mitropoliei Basarabiei sub oblăduirea canonică a Bisericii Mame. Putem să observăm această scrisoare în Adevărul despre Mitropolia Basarabiei, cărțulia cea albă. Gândul acestei scrisori a izvorât din convingerea că în noi toți vibrează aceeași conștiință de neam, ai cărui fii suntem, încercând să vă pun la inimă încă o dată stăruința noastră de a aproba statutul Mitropoliei. Reamintim și acum că reactivarea acesteia, al cărei început a fost pus canonic încă de Alexandru cel Bun la 1401, s-a îndeplinit după toate regulile bisericești în Republica Moldova prin hotărârea unor bărbați vrednici ai neamului, creștini mireni, preoți și episcopi și nici de cum la București. Acest adevăr, care este un act de dreptate sfântă și de reparare istorică, s-a confirmat apoi și ulterior prin numeroasele cereri ce v-au fost înaintate de către clerul și credincioșii din Republica Moldova. Ceea ce am voie însă să vă împărtășim prin aceste rânduri este dureroasa, durerea că niciodată în istoria sa multiseculară, Biserica neamului nostru, deși a trecut prin multe greutăți, n-a înregistrat vreun reproș ca cel formulat de dumneavoastră în legătură cu cererea românilor din Republica Moldova de a se afla duhovnicește sub aripa maternă a Bisericii Mamă. Este de neînțeles că în propria lor țară, credincioșii și preoții cu ierarhul lor continuă să rămână marginalizați și lipsiți de ceea ce le-a rămas mai sfânt, alipirea de Biserica Neamului. Oamenii pot impune abuziv granițe politice între frați, așa cum le-am îndurerat noi secole de-a rândul, dar lucrarea Duhului Sfânt, lucrătoare în istoria noastră, nu a putut fi îngrădită în lăuntrul neamului de nicio putere lumească. Așa cum desigur știți, în decursul veacurilor, provinciile istorice românești au dus o viață separată din punct de vedere politic, dar unitatea spiritual-bisericească a dăinuit neîntrerupt. Numai cotropirile războinice de-a lungul vremii și în cazul Basarabiei, mai ales pactul Ribbentrop-Molotov, ale cărui consecințe le îndurăm și astăzi, au rupt trupul țării și, subliniat, odată cu aceasta s-a nesocotit și s-a încălcat și jurisdicția Patriarhiei Române asupra eparhiilor de la Răsărit de Prut și din Bucovina de Nord. Acest fapt a determinat și determină noi suferințe și nedreptăți pe care le suportăm încă. Dar avem datoria sfântă ca jertfele atâtor martiri ai neamului ce au plămădit de-a lungul istoriei unitatea între frați să odrăslească dreptatea și adevărul. Regăsirea fiilor ce își recunosc obârșia la sânul mamei este o lucrare anevoioasă și ea se cere promovată cu bunăvoință, dar și cu responsabilitatea pe care o avem împreună față de jertfele înaintașilor și față de istorie. Este de neînțeles că recunoașterea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a reactivării Mitropoliei Românești Autonome a Basarabiei într-o hotarele Republicii Moldova se consideră, între ghilimele, amestec în treburile interne ale Moldovei. Fiind noi de același neam și având la obârșie aceeași biserică, în timp ce exercitarea jurisdicției de către Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii nu este socotită, între ghilimele, amestec, ci e socotită îndreptățită. Noi îi respectăm Patriarhiei Moscovei jurisdicția asupra credincioșilor ruși, dar am face un păcat de neiertat să trecem cu vederea cererea clerului și credincioșilor români așa cum se practică în țările noastre, în toate țările. Este evident că în cazul jurisdicției Patriarhiei Moscovei, în Republica Moldova, nu e vorba nici măcar de amestec, între ghilimele, ci pur și simplu de menționarea ocupației canonice bisericești, chiar și după ce cea politică a încetat. Nu vi se pare
stimate domnule prim-ministru, că această comparație între cele două autorități canonice în Biserica Moldovei este, pentru orice judecător imparțial, net în favoarea adevărului susținerilor noastre și în favoarea recunoașterii statutului mitropoliei reactivate sub oblăduirea duhovnicească a Bisericii Mame. Împărtășindu-vă aceste gânduri cu durere, dar și cu nădejde, nutresc convingerea, domnule prim-ministru, că veți analiza cu bunăvoință și înțelegere doleanțele clerului și credincioșilor aparținând Mitropoliei Basarabiei și le veți împlini dorința lor dreaptă și firească de a se bucura de aceeași libertate de care se bucură orice comunitate religioasă într-un stat independent și democratic. Cum v-am asigurat și în scrisoarea noastră trecută, rămânem deschiși dialogului cu Patriarhia Moscovei. Vă încredințez de rugăciunile, dragostea și stima noastră. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Așadar, această scrisoare, cât și multele altele care se află atât în Arhiva Republicii Moldova, cât și în arhivele de la București, ar putea să fie pentru tinerii teologi din cadrul Mitropoliei Basarabiei un subiect de studiu pentru a reliefa, a scoate la adevăr ceea ce s-a întâmplat de fapt în această perioadă în care credincioșii și alături de Mitropolitul Basarabiei au încercat să revendice un drept fundamental și constituțional în care am trăit noi, iată, într-o republică democratică. Așadar, îl invit pe domnul Ștefan Plugaru ca să ne prezinte cartea domniei sale și să facă un scurt, foarte scurt, o scurtă incursiune în activitatea arhiereilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică. Cred că mă auziți bine, voi să vorbesc la microfon, nu? La microfon. Preasfinția voastră, precucernici părinți, îmi cer scuze, bună ziua și domnilor și domnilor, îmi cer scuze pentru întârzieri, dar drumul de la Huș până aici e lung, ninge și am mai avut și putința de a-mi vedea niște vameși extrem de curioși și cam refractar la titlul volumului. Mai cred că nu puteam să vin cu ea încoace, cu acest volum. Preocupările mele privind istoria spațiului basarabean au peste 10 ani, pentru că acum 10 ani începeam cercetările și finalizam o lucrare, este o lucrare inedită, singura care s-a scris astfel, realizam volumul Privire în oglindă, Pogănește de pe cele două maluri de Prut. Am făcut această lucrare pentru că școala din satul, unul din satele în care lucrez, Pogănești, care este parte componentă a comunei Stănilești, un alt loc încărcat de istorie, avem un Pogănești în dreapta, un Pogănești în stânga. Și în 2 ani jumătate de muncă am reușit să încheie această monografie, care pune la oaltă istoria românilor de pe cele două maluri de Prut. Mai apoi realizam împreună cu istoricul Teodor Candru lucrarea Episcopia Hușilor și Basarabia, pornind de la începutul Episcopiei Hușilor, de la înființare 1598 până în 1949. În 2012 realizam un alt volum, Ierarhia Mitropoliei Basarabiei, publicat la București, în care prezentam activitatea ierarhilor Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică. Pe mine m-a atras, deci atât în lucrările pe care le-am citit, dar și în arhivă, pentru că am făcut și o cercetare de arhivă la Arhivele Naționale din Republica Moldova. Se făcea pe odinioară, se făcea o cercetare mult mai ușoară decât este acum. Sistemul este diferit de ceea ce este în România, dar nu intru în amănunte. E bine, pe mine m-a fascinat activitatea acestor episcopi. Ei erau centrul lumii, aici, lumii spirituale din Republica, din Basarabia. La ei veneau preoții, veneau enoriași, dădeau sfaturi, făceau vizite canonice. De asemenea, se făceau pe acea vreme, deci perioada interbelică, am găsit documente care atestă înfrățiri între parohii, ceea ce s-ar putea face foarte ușor și acum, între parohii și între protopopiate, care ar da o mai mare deschidere Mitropoliei Basarabiei, care, vreau sincer să vă spun, este puțin cunoscută la noi. Într-un sat a fost prezent un preot care le-a spus localnicilor că strânge ofrande, este de la Chișinău și strânge ofrande. Dar oamenii nu știau cine este, de unde vine. Vine de la Mitropolia Moldovei, vine de la Mitropolia Basarabiei și nici persoana în cauză n-a precizat. Deci oamenii vor și preoții, și mai ales la înfrățirile pe care le-am făcut între diferite comune din județul Vaslui,
și spațiul Republicii Moldova din raioanele Anenii Noi, Criuleni și din Leova, la, de partea română, întotdeauna când am primit cei din Moldova, au fost preoții. De aceea gândesc o colaborare, preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei să colaboreze cu autoritățile locale, să fie mult mai deschiși, mult mai prezenți și felul acesta să se facă și mai cunoscuți și să aibă și acea deschidere și să facă pentru biserică, pentru oamenii să-i vadă, să fie vizibil pentru Enoriaș și pentru cei de o parte și de alta Prutului. Deci spuneam că m-a impresionat această activitate a episcopilor. De asemenea, în perioada interbelică, episcopii, ierarhii Mitropoliei Basarabiei acordau o atenție deosebită tineretului și acesta era pregătit din punct de vedere al învățământului religios. S-a întâmplat ce s-a întâmplat la Strășeni acum câteva zile, da? E o săptămână, jumătate, aproape două, da? Cine arată acest lucru? Că tineretul actual este un tineret în derivă, tineret fără valori și de aceea este necesar ca rolul bisericii să fie mult mai prezent, mai ales al preoților din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Eu n-am simțit, timpul este cam înaintat, n-am simțit în prea multe detalii. Preia o idee lansată de către domnul Vlad Cubreacov, deci privind în trecut, raportându-le a ceea ce au însemnat ierarhii Mitropoliei Basarabiei în trecut, ceea ce a afirmat dânsul că numirea episcopilor ar fi o chestie deosebită, sunt în total de acord cu cele afirmate dânsul său, domnia sa, deci ar fi ideală numirea episcopilor Mitropoliei Basarabiei. Și revin la ideea, deci o mai mare afirmare a preoților, încheierea de parteneriate cu protopopii și colaborare cu autoritățile locale. Cartea despre care vreau să vă prezint în câteva cuvinte, deci este o culegere de studii și documente, la care alături de mine au fost prezenți domnul Vlad Cubreacov și domnișoara istoric Mariana Săranu. Într-o primă parte este realizat un istoric al episcopiei, al Mitropoliei Basarabiei. Da, domnișoara Mariana Săranu are un material referitor la relația între biserică și stat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în perioada primei ocupații sovietice, 1940-1941. Domnul Vlad Cubreacov contribuie cu materialul intitulat Bunurile străinate ale Mitropoliei Basarabiei și în finalul lucrării, în baza cercetării făcute la Arhivele Naționale din Chișinău, am adus o serie de documente care atestă rolul episcopilor, de asemenea prezintă diverse parohii, activitatea clericilor de acolo și a enoriașilor pentru construcția de biserici, pentru repararea lor, diverse activități culturale. Cam atât, vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc domnului istoric Ștefan Blugaru și mulțumesc în mod special Institutului de Dezvoltare pentru Știința Informațională, în mod special domnului director Igor Cojocaru, care ne-a făcut posibilă această transmisiune în direct a conferinței noastre și pot să zic cu toată încrederea că nu în zadar s-a făcut această conferință, în condițiile în care noi avem nevoie nu neapărat de încredere, dar încât să ne dăm seama că cine suntem și de unde venim noi. Aș vrea să, către final, să-i ofer cuvântul părintelui Sergiu Matei, care vine să ne recite o mică poezie din creația Sfinției sale. Și la final, biserica de la Orhei v-a pregătit un mic ceai ca să, și doamna ar vrea să ne spună câteva cuvinte. Mulțumiri deosebite Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul pentru spațiul care ne l-a oferit astăzi gratuit și pentru multă amabilitate și faptul că a fost alături de noi în această minunată conferință care arată obârșia nu doar a Mitropoliei Basarabiei, dar de ce nu și a acestui lăcaș minunat în care ne aflăm astăzi. Mulțumesc! Ce înseamnă să-ți iubești mai mult dușmanul? Cel ce te-a botezat ca târ pe veci? Ce te-a învățat să înjunghii de la spate pe frate și pe întregul neam străvechi? Ce înseamnă să-ți iubești mai mult dușmanul? Să-ți vezi copiii lași încă de mici? Ce nu-și iubesc nici patria, nici neamul?
ci pe călăie plin de sânge, fără simț. Cum poți să-ți vezi întregul neam pe cruce și în loc să-l plângi, să scui prin fața lor o neam fără de simț și plin de zbucium, orfan, fără trecut și viitor? Cât poți să taci când ai o grai, o limbă? Cum poți să fii un sclav pe al tău pământ? Mai bine țintuit să fii pe cruce decât catâr în mână la păgân. Cum poți să uiți strămoșii și toți sfinții ce au păzit cu drag acest pământ, ce au luptat pentru feciori și fiice, nepoți și strănepoți, neobosind? Ca astăzi tu, nepot sau nepoțică, văzându-ți neamul întregul răstignit, în loc să te mândrești cu a lor iubire, nu-ți pasă nici măcar cum s-au numit. Și așa luptând cu neamul tău într-una, trădându-i pe bunei și pe bunici, te faci și tu ca cei ce te sugrumă, ostaș al nesimțirii nefirește. Mulțumim! Vă mulțumesc din tot sufletul, preacucernici părinți. Mulțumesc tuturor pentru minunata ocazie care ne-ați oferit-o de a împărtăși ceea ce am avut de spus. Mulțumesc preasfinției sale că a fost alături de noi și în final îi oferim cuvântul doamnei Carolina Sturza pentru că vrea să ne spună câte ceva. Haideți, doamnă! Discursurile au fost foarte interesante, foarte bune, istorice. Într-adevăr, noi avem nevoie, și mai ales cei care nu am studiat istoria Moldovei, chiar avem nevoie de unele date, chiar mai multe de asta. Poate aș veni și cu o propunere ca pe viitor, ca discursurile din ziua de astăzi să fie publicate, poate și aveți intenția, probabil. Și ce aș vrea să zic, preoții din Mitropolia Basarabiei consider că sunt niște preoți misionari eroi, fiindcă mi se pare, iată și ținând cont prezența de astăzi, mi se pare prea timici, prea, poate teologic necorect zic, prea onești, dar trebuie să mai activ, adică mai mult îndrăzneală, mai mult curaj. De asta aș fi vrut astăzi să văd și niște, eu ca dintr-o parte, venind, dar oricum sunt susțin Mitropolia Basarabiei, să văd niște aprecieri a unor preoți, a unor clerici cu diplome, cu ranguri, poate aveți în cadrul Mitropoliei intenții, dar ar fi fost bine și astăzi, fiindcă știu că este activitate, nu este curaj. Aș fi vrut în cadrul Mitropoliei să existe un consiliu mitropolitan care să axeze pe susținerea preoților care au probleme atunci când înființează o parohie. Deja chiar și parohiile existente știu că au deja problema asta și noi suntem implicați așa într-un conflict de genul ăsta și aș fi vrut o susținere directă a conducerii cu aceiași juriști, eu știu, legături cu persoanele, autoritățile actuale, da? În afară de asta, plan, formatul conferințe să fie mai extins, adică să fie prezenți majoritatea preoților din cadrul Mitropoliei Basarabiei și fiecare prezent cu enoriaș, cât mai mult enoriaș. Sigur, pentru asta este nevoie o sală mare, dar istoria asta trebuie cunoscută, că numai noi, așa, într-un format îngust frumos, dar îngust, trebuie să fie făcut cunoscut. Așa. Ce mai vreau să zic? Eu, de exemplu, din afară nu înțeleg de ce nu s-a făcut, mă scuzați, de ce nu sunt mai mulți ierarhi sau aceiași trei ierarhi care au zis că trebuie să existe. Eu nu înțeleg, adică aș fi vrut o explicație, dar bine. Pe urmă, aș fi vrut un grafic, măcar repartizat cincinal, iată, la fiecare, deci câte biserici au fost la ziua activării 92, câte biserici au fost la Mitropoliei Basarabiei la fiecare 5 ani,
și până la astăzi, fiindcă ziceți dumneavoastră că puneți accent pe suflet, pe persoane, pe misiune, pe conținut, dar și teritoriul, adică și teritoriul contează. Dar cum altfel? Pe urmă aș fi vrut, eu un pic tot am avut tangență cu predarea religiei în școală, aș fi vrut să aud, sau invitați-mă în altă parte unde să vorbiți despre asta, câți preoți predau în școlile din Republica Moldova, din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Tot contează. Bine, cel mai important este să se predea. Nu, dar nu mai contează de unde și ce și cum. Dar iarăși, dacă în cadrul nostru câți și să fii susținuți, iată, trebuie un pic ridicat duhul ăsta, știți? Ce să facem? Asta luptăm și în plan mirean și în plan bisericesc. Așa. Și aș fi vrut, iată, eu am văzut aici clădirea asta frumoasă a Palatului Mitropolitan. S-a încercat să fie redobândit? Da, e foarte frumos. A existat inițiative în mod special de partea domnului Vlad Cubreacov în... Eu îmi dau seama că e foarte greu. ...domniei sale, dar după cum ne-a expus domnia sa, a existat sistarea acelei monitorizări, care de fapt a adus după sine și scoaterea de pe rol acelui proiect juridic în care se urma redobândirea Mitropoliei Basarabiei. Am fost cumva interconectate, da? Așa, și ultimul subiect care aș vrea, chiar vreau foarte mult să mă refer, cum să zic eu mai corect și mai loial, persoanele care s-au fost nominalizate că sunt ostile Mitropoliei Basarabiei. Vreau să mă refer în primul rând la Ion Sturza. Deci în perioada dumnealui a fost la guvernare 89-90, 9 luni, s-a venit cu propuneri la dumnealui pentru reactivarea Mitropoliei. El a fost pentru, dar au existat probleme la nivel înalt. Deci nici Patriarhia Română la momentul acela nu era destul de gata pentru a reactiva Mitropolia. Să fim corecți, deci trebuiește pregătit terenul și nici din partea cealaltă aveau rezistență și putea să formeze un conflict. Deci mișcarea asta de reactivare a Basarabiei, ea exista, da? Ca și cum spiritul ăsta românesc. Și dacă la momentul acela se făcea, deci putea fi în genere lichidat mișcarea. Deci eu știu că Ion Sturza a avut discuții cu patriarhul Teoftist din perioada aceea și i s-a spus, mai așteptăm. Deci, sigur, nu este ostil Mitropoliei Basarabiei. În plus, este... Deci, el a activat în perioada 89-90. Dar a fost 89-90. Sau... 89, pare mi s-a așa, 90, da, 8 luni. În fine, dați-ne uite, poate eu anii greșesc, dar o să mă corectați cu anii. 98-99, da, corect ați observat. Deci, nu uităm că el a fost scos tot de... că rușinul nu era o persoană favorabilă partii răsărătene. Și atunci el a fost scos. Deci nu este ostil. El este român, pro-român, este un creștin practicant, inteligent. Uitați-vă, chiar recent are un articol în care se revoltă de implicarea bisericii, celelalte biserici, în campania asta electorală. Mai departe, Mircea Snegur, el a fost un președinte moale, prea moale, dar totuși pare mi se pe vremea dumnealui a fost reactivată. Deci nu știu dacă e corect să spunem că el este ostil Mitropoliei. Și închei. Ne-au făcut mult rău. Noi, de fiecare dată, după fiecare proces, când am avut câteva procese și aici locale,
și Vlad poate confirma lucrul ăsta, i-am trecut în catastiful nostru și ne rugăm pentru dânșii și judecătorii care ne-au îndreptățit, și politicieni, și acolo se regăsește, și Stuza, și Sanghele, și Snegur, toți sunt acolo și Bunul Dumnezeu face dreptate, vă spun eu, și dacă omul cumva a fost îndreptățit și el a făcut-o, are o contribuție sănătoasă, sinceră și de bun român, istoria descoperă și Dumnezeu scoate la lumină tot. Stați liniștit, eu zic că nu vă îngrijorați. Chiar aici nu vă faceți griji că are Dumnezeu grijă de vitețe. Da. Deci vitețe avem în pomeni, ca asta vreau să vă spun. Da. Da, dar am fost totuși nominalizați că sunt ostili. Eu am auzit cuvântul, sunt ostili, ceea ce e incorrect. Da, da. De asta și-am făcut referirea. Deci închei. Și închei, doar închei. Deci eu nu am venit cu un reproș, dar vă rog să fac corectarea asta. Dar vreau să propun ca mai degrabă să încercăm pe toți să includem, să fii pozitiv. Știți cum este o tactică pedagogică? Îl întrebi pe copil, tu cu cine ții, cu mama sau cu tata? Și el e pus în situația să aleagă, fii mama, fii tata. Dar să punem corect întrebarea, tu iubești pe mama și tata? Și eu zic că da, pe ambii. Iată, asta vreau să propun. Să ai o scuză pe rețea de socializare. Din păcate am avut, sau din fericire am avut aceeași, știu, abordare de care ziceți dumneavoastră. Am rămas cumva cu discuția noastră întreruptă din cauza unor, știu, atitudini pe care nu le-am considerat a fi neapărat demne de această iubire reciprocă. Pentru că, în principiu, este nevoie nu doar să-l chem, prin ceea ce am făcut eu, dar este necesar și să dea răspuns la, adică dea răspuns invitației noastre, nici nu neapărat să dea răspuns la ceea ce aș vrea să vă arăt eu mai căzut pe într-un filmuleț. Dar, după cum a zis Preasfințitul, este important ca întotdeauna să existe comuniune cu oricine își dorește și promovează identitatea și cultura românească. Asta și ne-am bucurat dacă Ion Sfârza face parte din rândul celor care susțin Mitropolia Basarabiei, nu care o atacă. Părinte, mai mult decât atât, putem oferi să fim titorul unei biserici. De câte am înțeles, omul își poate permite lucrul ăsta din punct de vedere financiar, și dacă vrea cumva să își repare, să-și repare cumva, poate, că poate o fiecare poate greșe, că omul greșe, adică așa. Eu personal am cerut susținerea unui centru social-cultural românesc și dumneia s-a, din păcate, m-a lăsat așa cumva cu... Nici măcar nu a zis bine faceți sau bine... Am vrea să ne susțină nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. Deci până acum ne-a cam desconsiderat și prin vorbe. Dacă binecuvântați, doar precizări, pentru că s-au ridicat probleme care ne vizează direct și noi ca organism viu, Mitropolia Basarabiei, nu putem să nu reacționăm adecvat, fie la bine, fie la rău. Deci este istoria noastră, noi am trăit-o și o trăim în continuare și suntem implicați, nu doar implicați, noi suntem angajați, noi nu explicăm lucrurile din afară, le trăim din interior. Deci, de dragul adevărului, din respect față de adevăr, spunem lucrurilor pe nume. Mircea Snegur a spus ceea ce a spus. Mitropolia n-a fost reactivată în 97, ci în 92. Ea a cerut înregistrarea și toate guvernele s-au opus. Ei bine, guvernul Sanghele, cele două guverne Sanghele, s-au opus vehement, încât mitropolitul Vladimir a fost cooptat în guvern, dacă vă amintiți, era cu camilafca lui albă, alături de președintele Academiei de Științe și printre ceilalți miniștri, inclusiv al Securității Statului și a Apărării și de Interne, care erau colegii lui de prigoană împotriva preoților și credincioșilor noștri din parohii. Dar a venit al doilea val, pentru că pe urmă cumva s-a liniștit, ne-au tolerat. Dar domnul Sturza, în 1998, după ce am încheiat în 97 procesul la Curtea Supremă de Justiție, în care nu ni s-a dat dreptate, au fost 39 de procese.
Al 38-lea l-am câștigat la Curtea de Apel, al 39-lea l-am pierdut, dar din păcate era ultimul la Curtea Supremă de Justiție și din fericire în acel an a fost ratificată Convenția Europeană a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, că era deja, avea statut de invitat special și primul membru al Consiliului Europei și ne s-a deschis cale. Deci noi am fost primul dosar din Republica Moldova. Până la noi n-a mai fost nimeni care s-a judece cu statul în afară. Și această plângere a fost depusă în timpul mandatului domnului Sturza. Eu, care aveam mandatul scris al Metropoliei Basarabiei de reprezentant în judecată, am mers, după ce am depus plângerea la Curtea Europeană, la domnul Sturza personal, în cabinetul lui, de la etajul 4 sau 5 din Casa Guvernului. Și am discutat și am spus, domnul Sturza, este un moment de mare răspundere. Pe de o parte, Metropolia Basarabiei n-a încălcat nicio lege. Noi nu cerem niciun privilegiu. Noi cerem doar să fim recunoscuți, să ne dați o hârtie, să avem drept de existență legală ca să nu mai avem probleme cu toată administrația centrală sau locală. Să nu mai fim prigoniți. Să ne tolerați și pe noi cum îi tolerați până și pe ultima sectă care este aici. Noi nu avem nicio vină. Noi existăm, copilul există, dar e un copil căruia nu vreți să-i dați un certificat cu numele lui și cu cum îl cheamă și când s-a născut și unde s-a născut. Și ce părinți are. Noi nu vroiam nimic extraordinar ieșit din comun. Vroiam aplicarea legii și în cazul nostru, ca să nu fim discriminați. Și domnul Sturza, eu am fost martor, am negociat cu dumnealui, mi-a tăiat-o, a fost foarte categoric, cuvintele lui a spus, am să vă port pe drumuri ca în romanele lui Kafka. Deci era și paradă de erudiție, era un cinism la culme, am reținut aceste cuvinte. Cât voi fi eu prim-ministru, niciun fel de Mitropolia Basarabiei nu va fi înregistrată. Nu va fi înregistrată. Mergeți la CEDO, mergeți la Papa de la Roma, sunt cuvintele lui. Unde vreți, cât sunt eu prim-ministru, nu veți fi înregistrați. Deci asta este o pagină tristă, o secvență din istoria noastră, nu numai din biografia domnului Sturza. De aceea noi nu uităm. Și în plus, i-am propus după aceea, la o altă întâlnire, rezolvarea care amiabilă. Am spus, suntem în proces la CEDO. Republica Moldova va pierde acest proces. În mod evident, statul nu are dreptate. Haideți să găsim, pentru a evita condamnarea, pentru a nu ne face de râs ca stat acolo, să rezolvăm prin împăcare. Haideți să ne împăcăm. Iarăși a fost respinsă și s-a dat Metropoliei Basarabiei în scris, cu semnătura dumnealui, cu antetul guvernului, o scrisoare în care spune nu poate fi înregistrată, nu va fi înregistrată Metropolia Basarabiei, pentru că ea nu este un cult religios, nu este o biserică, ci o grupare schismatică, sunt expresiile domnului Sturza, din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Patriarhia Moscovei. Deci, astea sunt cuvinte scrise, sunt documente, Metropolia Basarabiei le are în arhiva sa, în original, le păstrează. Iar cât privește un alt aspect nepolemic, ați spus că nu s-au adus statistici, din diverse motive nu s-au adus statistici, dar de dragul adevărului trebuie să cunoașteți că Metropolia Basarabiei a crescut enorm. Eu v-am spus, cele 58% din ansamblul corpului social care sunt favorabili Metropoliei Basarabiei nu sunt oameni puțini, asta înseamnă vreo 2 milioane de oameni. Așa este. Așa este. Deci Metropolia Basarabiei, în mare parte prin credincioși, este în cealaltă metropolie. Aceștia sunt oamenii de recuperat din prizonieratul canonic pe care istoric îi ține Patriarhia Moscovei. Dar, ca număr de parohii, de entități locale, organizate, înregistrate, vă pot spune doar atât, din momentul reactivării sale, din 1992, situația care aveam la 31 decembrie 92, până acum, este o creștere de 17 ori. O asemenea dinamică nu are niciun alt cult religios din Republica Moldova. De 17 ori s-a multiplicat Metropolia Basarabiei față de cât era la început. Și tendința de creștere se menține. Și iarăși trebuie să recunoaștem că această creștere se produce din contul scăderii celelalte metropolii. Probabil că asta este cu Sfânt care lucrează, este mâna lui Dumnezeu în istorie, nu noi dirijăm procesele astea, ele sunt naturale și oamenii o fac din îndemnul inimii. Dacă ar fi să transmitem domnului Sturza prin doamna Sturza, să transmitem un mesaj, că ar fi să contribuie nu la 17, dar la 20, să crească de 20 biserica Mitropoliei Basarabiei, ca un gând de reconciliere și ca un gând în care domnia sa poate să se implice, nu doar verbal, ci și prin fapte. Asta ar fi un gând de
chiar într-adevăr de frățească iubire și de a demonstra că el este cu adevărat un promotor al valorilor și al spiritualității românești în spațiul Mitropoliei Basarabiei. Trebuie să observăm că niciun președinte Republicii Moldova, niciun prim-ministru, cu o singură excepție, dacă a fost interpretată eronat, nu au fost credincioși ai Mitropoliei Basarabiei. Niciunul, nici domnul Sturza, el era credincios a celelalte mitropolii, el vorbea din altă curte, din alt ocol. Domnul Timofte a spus că frecventează Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, unde a și fost cununat de nașul său, părintele Ciuntu, cu doamna preoteasă Elvira, fondatoare a acelei mitropolii a Moldovei de Răsărit și a Chișinăului, cum se numește. Iarăși constatăm lucrurile, deci omul a declarat, crezând că este o parohie pe deplin a Mitropoliei Basarabiei, în ordinea juridică, aparținând de Mitropolia Basarabiei, ceea ce nu este chiar așa. Haideți să spunem. Deci a fost și dumnealui cumva poate indus în eroare, dar cu această unică excepție, niciun alt președinte a Republicii Moldova, niciun prim-ministru nu au fost credincioși ai Mitropoliei Basarabiei, din păcate. Pentru că dacă ar fi fost și și-ar afișat această apartenență, fără ostilitate în raport cu alții, ci pur și simplu pentru a o arăta, sigur că Mitropoliei Basarabiei i-ar fi fost cu mult mai ușor și imaginea noastră ar fi fost mult mai atractivă pentru cei care stau la îndoială sau ezită să facă un pas mai hotărât către Mitropolia Basarabiei. Cu toate că în cealaltă mitropolie, noi știm, există foarte mulți credincioși și foarte mulți preoți care au deschidere, care au înțelegere și ei sunt ai Mitropoliei Basarabiei într-o formă latentă, ca să spunem iarăși lucrurilor pe nume. Mă iertați că am abuzat. La final, părintele Nicolae Crețu, consilier Misiune și Tineret, are un anunț să vă dea tuturor. Da, bună ziua tuturor, preasfinția voastră, preacucenici părinți, dragi și iubiți credincioși și frați în Hristos. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi am avut ocazia să învăț și eu multe, pentru că la moment când ajunsesem să fiu preot, mitropolia exista de mai mult timp, și sunt pagini de recuperat, într-adevăr, pentru mulți dintre cei care sunt preoți tineri, pentru că noi toți avem o problemă, nu avem timp. Nu avem timp pentru a face un studiu temeinic, de a avea timp de a merge și de a apăra niște valori în școli, de exemplu, cum s-a menționat de ora de religie. Vreau să-i spun doamnei Sturza, doamnei Carolina, că e o cifră în jur de 50 de preoți implicați din partea Mitropoliei Basarabiei în școli. Adică e un număr cam jumătate din preoții aproximativ. Nu știu dacă acum la moment se menține cifra respectivă, dar multe din școli au astăzi tendința să elimine treptat această disciplină numită religia prin diferite modalități de sabotare aceste discipline, prin faptul că, pe de o parte, și noi suntem de vină când avem destui preoți pregătiți cu modulul psihopedagogic ca să facă față rigorilor, dar în același timp există această competiție a orelor care nu se ajung și în care sunt retrase orele de la preoți pentru a fi date altor cadre didactici care nu le ajunge salariul lor de bază. Deci vreau să înțelegem un lucru, noi avem de lucrat în metropolie. De exemplu, astăzi a fost o conferință utilă atât pentru cei care au fost și va fi utilă și pentru cei care vor viziona pe site-ul YouTube și vor vedea într-adevăr că avem argumente să ne apărăm și nu suntem doar într-o luptă de apărare, ci chiar putem să și contraatacăm. Vreau să vă spun că mâine seara vom avea un invitat de suflet la Chișinău. El astăzi sosește, e vorba de Părintele profesor dr. Vasile Mihoc de la Sibiu, care va veni să ne vorbească despre familia ortodoxă, spațiul de sfințire al omului. Vreau să veniți mai mulți ca număr și cu credincioșii la SM în blocul A, la partier, în aula mare, și să ascultați într-adevăr, să puneți întrebări, să vedeți într-adevăr că Mitropolia Basarabiei are capacitatea să organizeze și conferințe, să aducă oameni importanți din țară. Lucrul ăsta se face deja de câțiva ani buni și vreau să menținem tradiția, pentru că prin aceste întâlniri România înseamnă și
Republica Moldova și Basarabia. De aceea vreau să veniți pentru o întâlnire cu Părintele Mihoc. E un om extraordinar și o să vedeți și dumneavoastră. Vă invităm pe toți să participați, să veniți. Da? Deci strada Bănulescu-Bădonii, numărul 61, puțin mai jos, e blocul central. Și mulțumim frumos rectorului, domnul Grigore Belosteșnic, care e un adevărat patriot și care s-a oferit să ne ofere această sală mare. Și vă mulțumesc pentru ocazia, pentru răbdare care ați avut-o, că ați ascultat mesajul meu. Și vă doresc sănătate și o zi bună și vă așteptăm cu drag la conferință. Cernici părinți, frați creștini, vreau să mulțumesc încă o dată celor care s-au implicat în organizarea acestei conferințe. Cred că a fost o reușită. Comunicările au fost consistente și argumentate. Asta înseamnă că trebuie să continuăm, avem ce spune. Și e adevărat că noi poate suntem marcați de o anumită timiditate sau cum se cădenie. Duhul Sfânt, s-a spus aici, nu este terorist, nu terorizează, nu tulbură. De aceea noi încercăm în această stare de rugăciune să vorbim adevărul, de aceea suntem și poate mai cuminți în raport cu agresivitatea altora. În una din parabole despre minciună și adevăr se spune că minciuna și cu adevărul au rămas peste noapte la o casă de oaspeți și credulă sau adevărul credul și-a lăsat hainele curate și minciuna și le-a însușit și a lăsat zdrențele ei și dimineața, pentru că era vicleană, minciuna e și vicleană, a pândit și a ieșit prima din casă și a început să defileze pe străzi, toți aplaudându-o, toți salutându-o și o luau drept adevăr. Adevărul a rămas fără straie și a luat zdrențele minciunii și a ieșit timid și el în stradă. Bineînțeles, nimeni nu-i atragea atenția și toți o salutau și aplaudau și băteau minciunii din palme, crezând că este adevărul. Cam această situație este și la noi în acest spațiu. Mă refer la situația eclesiastică, dar noi în același timp avem credință că Bunul Dumnezeu va rândui și corectarea lucrurilor în acest spațiu și structura necanonică a Patriarhiei Rusiei își va lua credincioșii săi de origine rusă, așa cum se spune și în această scrisoare a Preafericitului Părinte, vrednic de pomenire teoctist, și ceilalți vor reveni la Metropolia Basarabiei, care este unica structură eclesiastică, canonică în acest spațiu. Ceilalți confrați de ai noștri, e adevărat, să știți, foarte mulți trec pe la Metropolia noastră, ne întreabă pe la sediul Metropoliei, ne întreabă cum ar putea să vină, pentru că știu că este un mecanism foarte bine pus la punct de a-i ține forțat în structura respectivă. Ei înțeleg acest lucru și pericolele care pot să vină și asupra lor personal și asupra familiei, dar știm că o bună parte, poate majoritatea din clericii care sunt în structura Patriarhiei Moscovii, noi le spunem că sunt în prezonerat eclesiastic și de aceea noi nu așteptăm din partea lor anumite documente, pentru că deseori ni se reproșează că da, a plecat fără document scris de ieșire. Și chiar într-o discuție cu cineva le-am zis, când vine feciorul acasă, scăpat
dintr-o pușcărie. Mama nu-l mai întreabă ce document i-a adus, dar dimpotrivă îl îmbrățișează, îl spală, îi dă haine noi, îl așează la masă, îl hrănește și nu-i pretinde niciun document. Exact așa procedăm și noi cu cei care scapă prin diferite minuni din acest prizonierat eclesiastic al Patriarhiei Moscovei. Mulțumim tuturor celor ne-am convins, care au ținut, susținut prelegerile și ne-am încredințat că avem nevoie să continuăm. Să continuăm pentru că poate e adevărat, trebuie să fim mai vocali, să ne audă mai multă lume de adevărul. Noi avem adevărul și așa se întâmplă că minciuna care este bine îmbrăcată cu hainele adevărului este prezentată pe la în diferite situații, pe la diferite evenimente. Deci noi poate ar trebui puțină îndrăzneală, poate mai puțin îndrăzneală. Aici sunt de acord cu cei care au observat că suntem marcați cumva de o anumită timiditate, dar explicația este asta. Omul rugăciunii nu este niciodată omul care tulbură, care face mult zgomot și trâmbițează că ar fi el deținătorul adevărului în ultima instanță. Mulțumim tuturor, felicitări, părinte. Cred că eu reușit până la urmă, chiar dacă mulți dintre confrații noștri, din diferite motive, n-au putut să vină să asculte, dar datorită tehnicii care este, pot recupera. Și părintele a subliniat bine, părintele Nicolae, că este o lecție și sunt anumite pagini de recuperat. Au inclusiv și unii din preoții noștri. Încă o dată, mulțumim preoților, cei din 92 care au avut acest curaj de a face pasul către Patriarhia Mamă, către Patriarhia Română. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Așteptam astăzi să vin aici, poate și părintele Buburuz. Are și simția sa o vârstă. O parte au plecat în lumea celor drepți. Dumnezeu să aibă grijă de sufletele tuturor. S-a invocat că mulți au venit din anumite motive la Metropolia Basarabia. Eu cred că și cei care sunt astăzi acceptă de bunăvoie să rămână în acest prizonierat eclesiastic a Patriarhiei Moscovei, tot au și ei motivele lor. Dar cei care au făcut pasul către Patriarhia Română au avut un motiv, restabilirea adevărului care a unit, un motiv care a unit pități, restabilirea adevărului eclesiastic în acest spațiu. Mulțumesc preoților tineri care s-au hirotinut după 92 încoace și mă bucur că printre ei sunt majoritatea colegilor mei care i-am avut la facultate de la Iași. Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor și, părinte, așteptăm celelalte conferințe. Drept s-a remarcat, la anul sunt 25 de ani, cred că va trebui în alt format pregătit. Doamne ajută și felicitări! Stăpâne, binecuvântați! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, să-ți mâini și îndrănește.
Noi de conservat, poate din totdeauna atunci și purea și în vieții de ceva. Vreau să vă spun aici că în chip nevăzut totuși am avut Mitropoliții Basarabe. Este vorba de Mitropolitul Gure Grosu și aici sus avem Efrem Înăchescu. De ce? În chip nevăzut, Mitropoliții Basarabe, primii doi mitropoliți ai Basarabe au fost aici astăzi prezenți.